tare mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc frumos pentru invitația de a petrece un timp bun alături de oameni faini. Numai ca să-mi liniște și orgoliu, cine mă cunoaște din sala asta, că i-am spus că nu mă cunoaște cu mai multă, așa că gata. S-a dus ego-ul meu pe apa sâmbetei. E ok, așa-i trebuie. De-abia aștept să avem un timp bun împreună, de-abia aștept să stabilim o comunicare. Îmi place interacțiunea, sunt bucuroasă să răspund lucrurilor pe care voi le considerați importante. Sunt aici nu ca să pun slide-uri sau ca să vă arăt concepte, sunt aici ca să interacționăm și să facem în așa fel încât acest conținut să vă ajute în ceea ce întâmpinați voi acolo zi de zi în activitatea voastră. Am tema aceasta, care știți că este o temă foarte serioasă și foarte mare, dar mai întâi de toate, așa cum am învățat în consultanță, aș vrea să facem o autoevaluare. Autoevaluarea am gândit-o pe modelul nostru de la Valoria, pe Fast Track. O să vă rog să luați un instrument de scris și foaia aceasta și să vă ghidez și să completăm fiecare în modul în care este business-ul vostru acum, cel în care lucrați sau celul pe care îl conduceți, îl aveți. Obiectivele majore de business din 2022 și care sunt obiectivele majore de business din 2023. Vă rog să scrieți atât cât știți, atât cât puteți. Știți unul, scrieți unul. Știți două, scrieți două. Știți trei, scrieți trei. Pentru 4, 5 sau 6 nu se dau puncte suplimentare. Ok? Deci care sunt obiectivele majore de business pentru 2023 și care au fost cele din 2022? Obiective de business. De business. 1, 2, 3. În momentul în care ați stabilit, ați decis că atâta se poate la obiective de business, adică, de exemplu, 3 într-o parte și 0 în cealaltă, sau 3 într-o parte și măcar 1 în cealaltă, te rog frumos, așa, trecem la secțiunea cu 6, da? 3 sus, 3 jos. Și acolo o să vă rog să vă uitați să ziceți așa, ce vinde firma la care lucrez sau cea pe care o conduc, o am. Produse, servicii sau și produse și servicii, caz în care încercuiesc punctul 3. Cum percep clienții ceea ce vindem noi? Ca necesitate, deliciu sau capriciu? Vă explic. Deliciu e cum îmi iau eu din când în când ciocolată. Costă puțin, face rău, dar vreau eu să-mi cumpăr din când în când, da? Dar costă puțin. Capriciu e lui Vuittonul pe care nu o să-mi-l iau niciodată. De ce? Costă mult și atât. Ok? Deci ce vinde firma mea? Necesitate, pâine, ouă, lapte, carne, deliciu, faianță, nu-i musai. Gresie, nu-i musai. Da? Nu-i musai. Termopane, nu-i musai. Deliciu sau capriciu? Ce-i capriciu? Bucătărie de 100.000 de euro. Acasă. Acasă. Ok? Capriciu. Deci ce vinde firma mea? Fix mâna sus. Fix mâna sus. Acum sigur e o necesitate. Da. Ok, nice. Numai online, numai offline sau și online și offline? Numai online, numai offline sau și online și offline. De ce ne merge bine în vânzări? Atât. De ce ne merge bine în vânzări? Folosim CRM sau tehnologie similară. Am demarat? Planificarea. Care era negativă? Omul în minus. Deci, care este situația funcției de vânzări acum? Știți una, scrieți una. Știți două, scrieți două. Știți trei, scrieți trei. Ce să facă? Să vină și să erodeze cota de piață, pentru că ei sunt pe dezvoltarea accelerată. Înțelegeți ce zic? Da. Ok. Bun. Și acum, o să vă spun o poveste și intrăm în pâine. Da? Nu vă întreb ce ați luat pe ce procent ați luat acolo, că nu despre asta e vorba. Deci eu am preluat acum un an și jumătate o echipă de la Cluj cu manageri noi.
într-un business foarte afectat de pandemie. Foarte afectat. Adică piața de la atâta s-a făcut? De la atâta piața în pandemie s-a făcut atât. Cine a avut business afectat de pandemie? Ok, înțelegeți ce spun. Da? Ați preluat corect? Nu. Travel. Și, da. Și mai aveam un lucru de major. Echipa de management complet nouă, fără experiență. Ridicați din rândul executivilor cu potențial. Bun. De ce vă spun asta? Să vă zic cum am făcut. Am zis așa, în fiecare săptămână ne uităm la cifre, dar mai important decât toate astea este să respectăm în tot ceea ce facem următoarele trei lucruri. Punctul 1. Gândire de business. Firmele care nu-și fac chestia asta, măcar o dată la 3 luni, gândesc business? Gândesc business dacă nu-și fac o dată la 3 luni o chestie de asta? Nu gândesc business. Deci, evaluare de tipul ăsta, în stilul ăsta, o dată la 3 luni. De ce? Cât de dinamică e piața? Exact. Și asta înseamnă că dacă nu fac evaluarea asta odată la 3 luni și nu discut cu echipa, fac cum am mai făcut într-o piață care îmi cere poate să fac ceva diferit. Deci primul lucru le-am spus, vreau să văd gândire de business. Al doilea lucru pe care le-am spus, vreau să văd comunicare asertivă. Ce înseamnă comunicare asertivă? Comunicarea aia care este orientată spre soluție, nu este orientată spre... Da? Asta le-am spus. Și al treilea lucru, nu vine Dumnezeu să ne rezolve problemele, nici nimeni altcineva. Da? Nici zâna bună, nici zâna măseluță. Aici suntem ca să avem rezolvarea colaborativă a problemelor. Adică ăștia suntem și din capetele noastre e soluțiile. Nu există altcineva. Așa ne-am spus. Și pe urmă am făcut ședințe săptămânale în care ne-am uitat la cifre, la procese, la tehnologie, la oameni, la ce ne-am uitat noi acolo. Și de fiecare dată când cineva devia de la ce le-am zis eu, ce spunea? Hei, 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 gândire de business. Ia să vedem cum arată chestia asta în gândire de business. Că mai vreau doi oameni în echipă. Hei, gândire de business. Oamenii nu doar fac, și costă. Înțelegeți? Gândire de business. Pe urmă se luau între unii cu alții. Că ce? Că cutăriță? Hei, hei, hei. Comunicare asertivă. Și după aceea, ce făceau? Să vină să ne dea. Cine să ne dea? Ăștia suntem. Care? Cine să ne dea? Hai să vedem care e soluția pe care o putem pune pe masă. Bun. Și acum haideți să intrăm în prezentare. L-am, da. Acestea fiind spuse, să știți că lucrurile care vă vor duce la nivelul următor nu sunt alea că mi-am făcut și azi și mâine și poimine treaba bine și la fel. Asta am vrut să spun. Ați înțeles-o pe asta? Ok, thank you. Asta sunt eu și v-am povestit foarte multe despre mine Ciprian și îi mulțumesc foarte mult că a purtat și perioada de U și perioada Arthur Andersen și perioada Ernst & Young. Dar cel mai important lucru este că vă recomand să citiți aceste cărți, mai ales Arta Negocierii de Chris Voss. Cel mai important este că am câteva lucruri preferate pe care le iubesc și bănuiesc că vedeți că este și baia mare pe listă. Și cel mai important lucru este că valorile mele personale sunt leadership, learning, passion, adică leadership, cunoaștere și pasiune. Și acum, vânzările nu se referă la acțiunile făcute pentru a vinde. Vânzările înseamnă a le arăta clienților cum pot să beneficieze de ceea ce le oferi. Și am avut o conversație puțin mai devreme despre identificarea, expunerea, aflarea nevoilor și vânzarea pe nevoi. Și eu mă negresc când aud de vânzarea pe nevoi. Mă fac așa neagră și încep să sufăr. Știți de ce? Pentru că nevoile au în capul oamenilor circuite neuronale care se conectează când spui nevoi. Și circuitele neuronale care se conectează când spui cuvântul nevoi sau hai să identificăm nevoile sau să vedem ce nevoi ai, sunt circuite de bani puțini. Adică de la nevoi, mintea omului se pregătește să-ți dea
Dacă e vorba de pâine, cât e o pâine pe nevoi? 2 lei, nu? Albă, proaspătă. Bună de cumpărat, 2 lei. Da. Dar ca să nu rămână în businessul de pâine de 2 lei, care a existat în anii 90, pâinea era doar atâta, albă, neagră, albă sau neagră de 2 lei. Dar după aceea ce au inventat? Cu semințe, cu chia, cu măsline, cu ulei de măsline, cu 7 spice, cu 3... De ce? Ca să o scoată din zona nevoilor primare, unde vând numai de 2 lei, și să o ducă la de 3 ori prețul, 7 lei. Sau la de 5 ori prețul, 10 lei, că există și pâinea de asta. Dacă n-ar fi făcut chestia asta, cu niște sortimente de pâine, se chinuiau și ziua de azi să vândă pe nevoia primară de foame, astâmpărată cu pâine, la 2 lei. Și ce trebuie să înțelegeți este că în capul omului există circuit neuronal. Îmi spui nevoie, este nevoie primară, nu o să vreau să dau pe chestia aia decât cât e... Laptele nu se mai cumpără cum se cumpăra. Știți de ce? Pentru că prețul a ieșit din zona perceptuală de nevoi. Ok. Bun. Îmi place. Am cu cine să povestesc. În momentul în care ziceți nevoi, înseamnă nevoia mică, ieftină, de 2 lei, sau nevoia cealaltă, secundară, de 10 lei, de 12 lei. Sunt haine de 5 lei și sunt haine de zeci și sute de mii de lei sau de zeci și sute de mii de euro. Dar, în esență, nevoia este aceeași. Doar că hainele mai scumpe merg pe nevoia secundară de... Și aia e nevoie secundară. Da? De... Scrieți voi cum aia. Nevoi. Primare. Care înseamnă preț mic. Preț mic. Da? Nevoi secundare, înseamnă 3 lucruri. Putere sau statut, punctul 2. Apartenență sau trend. Și punctul 3, recunoaștere. Care recunoaștere nu înseamnă putere, statut. Adică, ia uite, bă, vezi cât ai Kenzo are pe el? Adică genul ăsta de recunoaștere. Nu, recunoaștere, adică apreciere în sens pozitiv. Îmi place că m-ai ajutat. Apreciez deschiderea ta. Mă bucur că asta e recunoaștere. Da? Și acum, unde se vinde ușor și unde este... trebuie să mai spun ceva. Businessurile sunt de 3 feluri și le corelăm între ele. Businessurile sau poziționările. Poziționări sunt astea. Poziționările sunt de 3 feluri. Mass market. Știți despre mass market? Ce sunt șervețelele? Mass market. Ce-s brichetele? Mass market. Ce-s pixurile? Mass market. Ce-s tampoanele de curățat pe față? Mass market. Da? Mass market. Ce-s pampers-ii? Mass market. Mass marketul răspunde de obicei și atunci prețul este mic și volumul este mare. Ok, există și culori în interiorul mass market, dar noi luăm principiile, corect? Ok. După aia există middle market. Ce e middle market? De obicei răspunde unei nevoi secundare. Adică trecem de la nevoie la deliciu. Și mai avem high market. Da? Nevoie, deliciu, capriciu. Nevoie, deliciu, capriciu. Fiecare dintre aceste trei modele sunt modele diferite de business. Există și business-uri care au toate trei gamele. Adică poți să ai chestii foarte standard, foarte basic, poți să ai chestii de middle market și chestii de high market. Dar
asta de aici duce tot aici, nu aici. Nu. Asta nu știe să o adreseze lumea. Lumea nu știe să adreseze asta. Dar există un nivel mai sus de astea. Deci asta și cu asta duc tot aici. Asta duce tot aici. Aici nu știe să vândă nimeni la recunoaștere. Recunoașterea este... Am fost la Georgeasca și și-a pus bucătărie de 100.000 de euro în noua vilă din Dobroiești. Dobroiești lângă București. Nu, asta nu e recunoașterea. Asta ce? Statut. Putere. Recunoașterea este mulțumesc că ai venit după mine și mi-ai dat curent și m-ai scos din băgăuna aia de unde nu știam să, cum să fac să-mi pornesc mașina. Aia e recunoașterea, înțelegeți? Bun. Firmele nu știu să vândă așa. Și acum, mai există un mod de a vinde care este de cei mai mulți bani. Și i-a zis foarte bine colegul nostru să vinzi la povestea viitorului sau lucrurilor imaginate. Se numește vânzarea la aspirații. Vânzarea la aspirații. Când conectezi vânzarea cu ce? Cu povestea, evident. Dar povestești despre ce? Deci, cei mai mulți bani, de exemplu, să zicem că vând gresie, faianță, termopan, material de construcții, praguri, linoleum și parchet. Pot să vând la nevoie. Corect? Și am un business care este mass market sau middle market. Și există o grămadă de business-uri de genul ăsta. Și fac bani așa. Dar îi costă vânzarea imens. Corect? Și există alte business-uri cu showroom-uri prin centru, în capitală, care vând tot gresie, faianță, căzi, mobilă. Am eu una vis-a-vis de mine, sunt niște italieni. Vis-a-vis de unde e biroul meu. Care vinde la aspirații. Nu vinde la statut. Vinde la aspirații. De ce? Pentru că o conectează cu ce? Ziceți că de asta nu am. Nu, mai mult decât atâta. Dorințele sunt cu visele. Cu visele. Cu visele, omule. Vrei să trăiești ceea ce deocamdată este doar vis pentru tine? Vrei să devină realitate? Vrei să-ți duci soția într-o bucătărie pe care ea acum doar o visează? Nu! Bineînțeles că nu vrei să o duci în bucătărie. Vrei să o duci în dormitor, știi mă? Logic! Come on! Da? Vrei să vii să vezi ceasul meu cu fosfor? Din dormitor? Da? Vânzarea la nevoie, care nu iese niciodată. Dacă ar ști băieții să vândă la aspirație... Poate ați vedea, da? Poate ați vedea Parisul. Da. Bun. De ce v-am spus lucrurile acelea? V-am spus lucrurile acelea pentru că nu te pui cu mama natură. Există circuite neuronale pe care le activați prin cuvinte. În momentul în care ai în față cineva care are 3 lei în buzunar și vrei să-i vinzi la aspirație, ghiciți ce? Cât de tare o să funcționeze? Ba da, funcționează, dar trebuie să mai știți ceva. Și o să vă arăt acum ca să pot să vorbesc și eu slide-urile ca lume. Deci, în afară de chestiile astea, puteți să vindeți la aspirație și unuia care are 3 lei în buzunar, dar trebuie să mai știți ceva. În momentul în care o să ajungem la slide-urile astea, la slide-ul ăsta nu-l mai fac. Vi-l arăt acum. Ha? În orice piață potențială sunt 4 tipologii de clienți. 4. Asta ce înseamnă? Că în loc să am în față pe Ionuț Popescu, caz unic și irepetabil, cu povestea lui de viață, de fapt trebuie să mă uit să văd dacă nu cumva am una dintre aceste 4 tipologii. Înțelegeți? Ok. Și care sunt tipologiile? Ziceți. Am desenat anapă, da? Da, nu contează. 1, 2, 3, 4. E bine. 14%, nu, scuze, 18%, am început invers. 18% sunt cei care cumpără cum? Zi? Nu este pe early adapters. Nu faceți greșeală. Nu este despre asta. Nu sunt aia. Deci e cu totul altceva. Această chestie este pe comportamente observabile și motivații. Atât. Deci nu e pe early adapters. Și early adapters sunt 5%.
Da, seamănă. Deci 18... Un colector inclusiv? Ce anume? Un colector inclusiv? Nu, nu sunt aia. Ăștia sunt cei care decid foarte repede, foarte repede, dacă le spui că le aduci rezultate, deci nu sunt impulsivi. Nu sunt. Sunt cei care cumpără foarte repede, dacă le spui că le dai rezultate, eficiență sau statut. De exemplu, vreau să-i vând șapă, autonivelant. Da? Dacă îi spun și îi arăt, îi fac un demo și îi arăt că e foarte mișto, că este autonivelantă, că se întărește frumos, că se simte frumos după aceea, adică dacă îi vând la rezultate, eficiență și statut, nici nu se uită la bani. Și dacă n-are bani, știe el unde să se ducă ca să facă rost de bani. Deci ăsta nu are probleme cu prețul. Prețul scump îi justifică statutul. Înțelegeți? Eu numai clienți de ăștia mi-am. La toate firmele pe care le conduc, ownerul e așa. Și când zic atâția bani pentru consultanța asta pe lună, zice, păi cum să nu? Pentru că prețul ăla reflectă și dacă n-are bani, clientul ăsta știe unde să se ducă să facă și nu-ți transferă vină. Niciodată nu-ți transferă vină. În veci. Totul este și decide. Ok. Următorii 26% decid numai repede. Repede, repede. Da? 18, 26. Ăștia de aici, care decid repede, vor să ai o conexiune empatică cu persoana. Adică, gen, ce mai faceți? Cum ați fost astăzi? Văd că sunteți un pic interiorizat, așa sunteți de obicei. Adică vor să te uiți la client ca la o persoană reală. Conexiune empatică. Nu tranzacție, ci... Care e cuvântul celălalt? Nu tranzacție, ci relație. Vor o relație. Vor o relație. Dacă se poate, să-i și spunem că ce mișto îți stă rochia asta, îmi place de tine, ești o persoană deschisă, sunt încântată să te revăd. Vor o relație. Știți cum acceptă prețul? Dacă n-are bani, ce știe să facă? Nu-i problemă. Nu discută prețul. De ce? Păi, dar nu iau eu de la tine care mă iubești? Nu iau eu de la tine care mă complimentezi? Nu iau eu de la tine cu care am o relație? Ok? Deci aici, pe toată zona asta, nu avem probleme de preț. Niciodată. Oricât de mare. Ever. Pe zona asta, începem să suferim. Ăștia sunt 40%. Și problema lor este că i-a făcut mama natură de așa fel că nu au încredere. Deci ce vor ei? Vor siguranță și încredere. Așa vrea capul lor. Așa este neurostructura. Și pentru asta au nevoie de 8-12 interacțiuni ca să cumpere. Ce înseamnă 8-12 interacțiuni? Nu să mă duc de 8-12 ori să mă văd cu persoană. Ci în 8-12 locuri verifică ce? Siguranța și încrederea, recenziile, recomandările, în online, în offline. Deci are 8-12 locuri în care se uită ca să zică dacă a cumpărat, nu lași urme pentru omul ăsta ca să vadă, ai pierdut. Deci nu lași urme, nu lași testimoniale, nu lași recenzii, nu lași demo case-uri, nu lași urme, ai pierdut. Cel mai mult te costă clientul ăsta să-l iei și cel mai puțin să-l ții. Cel mai mult te costă clientul ăsta. Gândim business, da? Da. Ok. Cel mai mult ne costă clientul ăsta. Cât ne costă? Ne costă de 5-7 ori ăla de acolo. În primele două categorii. Ne costă de 5-7 ori. Bun. Suntem în business mass market. Trebuie să-mi fac marketingul, business development-ul, vânzarea pentru ăsta și să pun una, două propoziții la care să rezoneze
ăștia. Dacă îmi fac business-ul, ok, deocamdată e suficient. Și ultimii, 14%, pe ăștia nu-i vreți de clienți. Decid, deci ăștia decid greu și ăștia decid foarte greu. Și chestia este că orice le faci, nimic nu e bine. Le dai preț mic. Uitați, vă mai dau o reducere numai să cumpărați. Nu e bine. Dar de ce îmi dai reducere? E ceva în neregulă? Care e problema? Chiar să mai cumpăr de la dumneavoastră? Păi, dar de ce nu mi-a spus de la început? Deci cum o dai nu e bine. Emoția lor principală este teama și nu scapă de ea niciodată, orice ai face. Niciodată, niciodată. Plus, dacă ea e în client service, dacă ea e în lucruri care înseamnă menținerea clientului, te costă de te căpiază. Fiindcă e nevorbit și îi place să vorbească, fiindcă e nesimțit și așa trebuie să fii și tu în interacțiunea cu persoana respectivă, nesimțit înseamnă nu simte. Adică spune totul pe gură și nu simte că rănește, că deranjează, este foarte critic și consideră că e o glorie faptul că e atât de critic și așa mai departe. Ok? Și acum, vânzările țin de 4 elemente. De competențele oamenilor din echipa de vânzări, de tehnologie, de procese și de oameni în sine. O să le luăm pe rând. Dacă vă uitați la funcția de vânzări și nu vedeți astea 4 lucruri, e nasol. Competențele înseamnă 3 plusuri, 3 chestii care se adună. Trebuie să aibă cunoștințe, dar cunoștințele sunt mai degrabă teoretice. Dacă a auzit de tehnica vânzării SPIN, are cunoștințe. Dacă auzi de tehnica ADOR, de tratarea obiecțiilor, are cunoștințe. Dar dacă nu știe să le transpună în practică, înseamnă că are cunoștințe și nu are abilități. Care este diferența între cunoștințe și abilități, oameni buni? Cunoștințele sunt mai degrabă teoretice și abilitățile sunt chestii pe care le pot aplica în practică cu rezultate constante peste medie. Cu rezultate constante peste medie. Ok? Și acum, ce vreți din competențe să aibă cel mai mult oamenii pe care îi angajați? Cunoștințe? Nu. Abilități? Da. Și abilitățile trebuie să vină la pachet cu atitudine de care? De care? O atitudine colaborativă, o atitudine deschisă, o atitudine curajoasă, o atitudine ușor competitivă. Nu o atitudine de lipsă de încredere, de lipsă de colaborare, de eu singur și pe ceilalți calc pe cap. Și atunci, abilitățile colorate de atitudini pozitive, ce se întâmplă cu ele? Ok? Devin și mai bune, și mai clare. Când angajați oameni, la ce vă uitați? Da? Nasol. Uitați-vă numai la abilități și la atitudini. A? Și cunoștințele ce se facă cu ele? Că sunt teoretice. Criza care acum, dacă nu e viață fără cunoștințe, ce faci? Care cunoștințe? Uite, de exemplu, eu îți spun așa, o cunoștință este să știi să faci calcul de senzitivitate pe prețuri, în vânzări. Câți oameni știu să facă calcul de senzitivitate în vânzări? E o cunoștință. O cunoștință este, adică un exemplu de cunoștință, este să știi să planifici zero cost. Așa și? Așa și? Mie îmi trebuie? Cunoștință pusă în practică, adică abilități. Arată-mi că știi să faci. Pune una pe telefon și arată-mi că știi să câștigi lead-ul ăsta. E cunoștință sau abilitate? E abilitate. Arată-mi că poți să pui mâna pe telefon și să câștigi 10 lead-uri la rând cu atitudine pozitivă, indiferent ce ți se întâmplă la celălalt capăt al firului. Ce este? Cunoștință plus atitudine? Nu? Abilități și atitudine cum? Exact. Bun. Deci la ce vă uitați la oameni? Că eu am văzut echipe de vânzări. Am văzut echipe de vânzări date în jos de atitudini. Am văzut echipe de vânzări care pierdeau bani sistematic de la atitudini. Aveau cunoștințe, aveau abilități și atitudinile făceau a, păi nu mai pot să sun a treia oară că îl deranjez. Really?
Chiar așa? Și nu-ți dai seama că pierzi bani în secunda aia? Nu? Ok. Acum, tehnologia. Tehnologia trebuie să fie un CRM sau măcar automatizări de e-mail. Pentru că se pierde foarte mult timp să scriem tot timpul, dragă domnule Popescu, în urma solicitării dumneavoastră, v-am făcut aici o ofertă de nerefuzat. Dacă stă și scrie de fiecare dată de la zero, ce pierde? Timp. Și tot vânzările sunt procese și proceduri. Și acum experiența mea e așa. Aceste procese și proceduri, dacă nu le are firma pentru toți oamenii, atunci fiecare om va avea propriile procese și proceduri pentru firma respectivă. Și ce pierdem? Bani la greu. Pe peste tot. Deci sifonează banii din firmă pe costuri de oportunitate instant. Dar unde credeți că se pierd cei mai mulți bani? Dintre toate astea. Dintre toate astea, unde credeți că se pierd cei mai mulți bani? Vi le-am mai arăt o dată. Al patrulea sunt oamenii. Oamenii trebuie să fie competenți, cum am arătat mai devreme, inteligenți emoțional, competitivi și responsabili. Unde credeți că se pierd cei mai mulți bani? La oameni. Și la proceduri. Nu se pierd la celelalte două, cât se pierd la oameni și la proceduri. Și eu am făcut odată un calcul ca să-i arăt unui client cât îl costă faptul că nu are în echipă oameni inteligență emoțională. Ce înseamnă oameni inteligență emoțională din punctul vostru de vedere? Empatici sau capabili să se regleze emoțional atunci când interacționează cu trei clienți la rând care sunt cum? Capsați, așa se zice, da? Capsați. Pentru că inteligența emoțională care a pocnit te face să pierzi instantaneu, pe termen lung, o căruță de bani. Și o să vă spun cum. Vă arăt cum? Da. Are sens? Ca să vedeți ce înseamnă vânzările pe lumea asta. Deci eu am făcut calculul în felul următor. I-am spus, fii atent, imaginează-ți că ai mai mulți oameni care îți gestionează portofolii de clienți. Și asta este Georgiana, și asta e Ionica, și asta e Marius. Da? Și fiecare îți gestionează un portofoliu de clienți de 200.000 de euro pe an. 200.000 de euro pe an. Și aici, la 200.000 de euro pe an, are 20 de clienți și la fel în fiecare. Da? Deci 20 de clienți. Asta ce înseamnă? Un client cât are? 10.000 de euro pe an. Special am ales valorile astea ca să fie ușor. Și Georgiana a pocnit către 3 clienți astăzi. Asta înseamnă că a variat 3 conturi, fiecare de câte? 10.000 de euro pe an. Bun. Ce credeți că face? Ce credeți că face subconștientul posesorilor interacțiunii, adică cei care sunt la capătul celălalt al firului? Ce face subconștientul? A, așa te porți cu mine de 10.000 de euro pe an. Ia să-ți dau eu pe urmă numai 7. Sau numai, ăsta e mai drastic, îi dă numai 4. Sau numai, ăsta e și mai drastic, că îi dă numai 3. Subconștientul face asta. Închide automat. Ce închide? Ce închide oamenii? Accesul la comenzi. Și în momentul ăla, numai pentru că s-a alterat relația emoțională, oamenii nu se recuperează emoțional așa. Sunt oameni care nu se recuperează emoțional niciodată, adică care tot timpul vor avea butonul ăla de închis în cap. Și care, dintr-o dată, vor căuta în mod activ alt furnizor pentru chestia aia. Da? Și dintr-o dată, în loc să facă 30.000, cât face? Pe 3 conturi cognite. Aha. Și ăsta e costul inteligenței emoționale în business. Și este și în relațiile dintre colegi, când pocnesc colegii între ei, și este și în relațiile angajaților cu... Ok. Și acum. Training de customer care. Nu, nu, nu. Training de inteligență emoțională. De ce? Ca să nu pocnești. De ce? Pentru că există un fel de a fi aici în cap, care se poate antrena și care te face de nu pocnești.
Din potrivă, devii a better version of yourself și în viața personală, și în viața de părinte, și în viața de membru al comunității și așa mai departe. Înțelegeți? Ok. Și acum, cu astea explicate, o să merg foarte repede prin slide-uri, pentru că nu foarte repede, o să merg în mod eficient prin slide-uri, pentru că am explicat tot ce era de explicat. Cum e până acum? Cine n-a înțeles ce am zis eu, mâna sus? Cine știe? Ok, te rog frumos să-mi spui ce n-ai înțeles. Între cine și cine? Hai, vină încoace să facem. Vină aici. Hai, vină aici. Stați o secundă că o lămuresc imediat. Cine a înțeles, vă rog să scrieți pe foile de din față care sunt cele trei lucruri pe care le voi face de mâine. Hai să înțeleg. Deci, Georgiana are un portofoliu de 200 de mii pe an. Gestionează, da? Comenzi. Vânzări. Cu 20 de clienți. Asta înseamnă 10 pe client. 10.000 de euro. Și astăzi a țipat la 3. Sau le-a zis ceva? Da. Sau le-a zis ceva care a alterat partea emoțională. Gen, tu mă sun pe mine. Ești ok. Eu sunt Georgiana. Și îți zic, te cheam Bogdan. Și zic, amă Bogdane, pe bune, las-o dracu de viață. A, vii și până la mine. Și până la nicio vină. Bun, ne-am reparat. Ok. Deci, a mai ieșit la iveală ceva din interacțiunea cu Bogdan. Cum se repară climatul emoțional? Că asta a fost afectat. Climatul emoțional, da? Și cum se repară climatul emoțional? Scrieți voi acolo. Recognize, regret, repair. Recognize, regret, repair. Adică, dau telefon și zic, băi, recunosc că am avut o ieșire. Recunosc. Regret. Îmi pare rău că am ajuns să mă descarc pe tine. Nu era în legătură cu tine. Și repair este, îmi cer scuze, sau ofer ceva, sau propun o reparație de orice fel, gen, hai să ieșim la o cafea. Da? Pentru că climatul emoțional afectat, pe care nu l-am dus în recognize, regret, repair, o să-mi dea business mai puțin, semnificativ mai puțin. Și știți câți oameni sunt conduși de pilotul automat? Ai, cu alte cuvinte, care probabilitatea ca oamenii să fie afectați de deciziile subconștientului lor? 7 din 10. 7 din 10. Și eu vă zic că business-urile așa se construiesc, sau așa se conduc. Peste. 7 din 10 sunt conduși de subconștient, adică de relații, de reacțiile din interior. Da. Bun. Și acum. Dacă vreți să vă îmbunătățiți business-ul, la ce o să vă uitați? Evident că o să vă uitați la partea de abilități și atitudini. Evident că o să vă uitați la ceva automatizări sau CRM. Evident că o să vă străduiți să faceți voi procese pentru toți oamenii din firmă, nu fiecare om din firmă să aibă procese pentru felul în care lucrează. Și evident o să vă uitați să aveți oameni care sunt în vânzări, asta e esențial. Ne trebuie oameni inteligenți, emoțional și competitivi. Adică care să vrea să reușească. Eu acum pe business-ul ăla care trebuie ridicat de la 3200 de clienți la 4000 de clienți, am competitori care îmi suflă în ceafă. Eu sunt în business-ul ăsta de 2 luni, aproape de 2 luni. Pe 3 decembrie fac 2 luni. Dar eu îi vreau pe competitori ăștia acum. Așa îi vreau. De ce? Pentru că sunt competitiv. Și pentru că voi face ce îmi dă competitivitatea. Frate, deci îi mănânc. În unghii dacă merg, în vârful degetelor, de la mâini, de la picioare dacă merg. Uite așa. Că vreau eu să fie ei nașpa? Nu, că vreau eu ca noi să fim. Ok?
Și cu o echipă care este de oameni competenți, inteligență emoțională, competitivi și responsabili, care au și ceva tehnologie, și ceva procese și proceduri, mai stau de ei ca să-și facă treaba? Mai stau de ei ca să-și facă treaba? Da? Nu. Ok. Bun. Și acum, basic stuff. Asta e basic stuff. Asta a fost high stuff pentru owner și CEOs și antreprenori și oameni care vor să-și ducă business-ul la următorul nivel. Basic stuff. Ori îi vinzi tu clientului, ori îți vinde clientul motivul pentru care nu va cumpăra de la tine. O știți pe asta? Da? Ce înseamnă? Dacă te duci acolo gata să fii cum se cade și gata să-l lași să-și pună argumentele și tu să pleci cu ele fără vânzare, nu ești vânzător. Ești persoană cum se cade ajunsă în vânzări. Da? Ce trebuie să folosești? Empatia tactică. Nu am nevoie de marfă. Înțeleg, e o perioadă grea. Cum rezistați? Ce face întrebarea aici? Relansează contextul de vânzare. Nu am vândut, nu am bani. Da, probabil că e greu să vedeți că nu se face vânzare. Oare cum va fi perioada următoare? Ce-mi face întrebarea? Îmi relansează contextul de vânzare. Dacă aș zice numai, probabil că e greu să vedeți că nu se face vânzare. Ce am făcut? Am pus punct, am închis ușa, m-am întors pe călcâie și out! Am plecat cu justificarea omului. Deci ce facem ca să nu plecăm cu justificarea omului? Folosim empatia tactică. Ce e empatia tactică? Zic ceva de om cum se cade și după aia pun o întrebare. Ca să ce? Ca să relansez contextul de vânzare. Că dacă spun numai, cum zice aici, nu-mi convine prețul, sunt scumpe la voi. Înțeleg prețul, e important. Dar știți cum se spune? Și ce e ieftin, e scump. Dacă dăm prețul pentru un minut la o parte, ce altceva mai important pentru dumneavoastră? Ce face întrebarea asta? Scoate prețul care este subiect de obiecție și îl dă un pic deoparte și se uită la alte elemente de care pot să leg pe urmă vânzarea. Ce alte elemente? Păi vreau să-mi vină în două zile. Bine zici, să vină în două zile. Vreau să mă țină 20 de ani. Ok, excelent, să te țină în 20 de ani. Păi și crezi că prețul ăsta nu e unul suficient de valoros, de ok, care să-ți îndeplinească ce e important pentru tine? Înțelegeți? Nu înțelegeți. Vă arăt mai mult. Doi. Oamenii nu cumpără la ce este prețul preț. Cumpără la ce e important pentru ei. Când prețul nu e ok, ce întrebați? Bă, vrei parchet? Da. E scump. Vrei unul ieftin? Ok. Hai să lăsăm discuția de preț deoparte. Dar ce vrei tu de la parchetul ăsta, scump sau ieftin, pe care vrei să-l cumperi? Păi vreau să nu se zgârie, vreau să nu se imbibe de pișul de la câine, vreau să nu se umfle. Ok, dacă vrei astea, nu vrei să ne întâlnim la mijloc și să fie nici ăla ieftin pe care îl vrei tu, nici ăla scump pe care ți l-am dat eu și să fie aici? Că uite, ăsta îți îndeplinește și prețul și ceea ce e important pentru tine. Și am vândut? Am vândut. La ce? Nu la preț, ci la ce a fost important pentru omul ăla. Înțelegeți? Ok. Asta este cu clienții vor să cumpere și vor să fie convinși. Pentru că atunci când un client te refuză și tu accepți refuzul, în subconștient el chiar regretă că nu-i poți arăta felul în care viața lui va fi mai bună prin ce ai oferit. Vi s-a întâmplat să plecați dintr-o vânzare client fiind și să ziceți, bă, ce nașpa, că n-a știut să mai zică două vorbe ca să cumpăr? Da. Că uite, atâta era. Pentru că mintea noastră așa e făcută. Și atunci trebuie să fii dispus să pui presiune pe client. Și ca să punem presiune pe client, nu-l presăm în niciun fel, ci atitudinal. Câte opțiuni vă dau eu vouă acum din felul în care vorbesc? Câte opțiuni sunt aici? E ca cine? Ca cine sau ca cine aici? De ce? Pentru că printr-un ton, printr-o abordare fermă și cordială, fermă și cordială, sunt 50-50 fermă și cordială? Ok. Preiau controlul neuronal asupra
50-50. Dacă aș fi, știți, vă recomand din când în când să mai puneți și presiune pe client, că e un lucru bun, că o să vă ducă la rezultate. Câte opțiuni am lăsat deschise aici pe care poate să fugă clientul? Un milion, când vorbesc așa. Da, știți, ar fi o idee bună dacă vreți să cumpărați, că totuși chiar vă ajută și la anul se scumpesc. Și vocea asta cine cumpără de la mine? Mhm. Și atunci, trebuie să fiți dispus să puneți presiune pe client. Cum? Cu o voce de om competent, care știe ce spune, care are încredere, care îți dă ceva bun, care știe că nu există altă opțiune decât aia pe care ți-a pus-o el pe masă. Nu vreți să vă poziționați așa față de client? Înseamnă că aveți voi problemele voastre. Vreți să vă poziționați așa față de client? Înseamnă că o să vindeți în proporție de 85% de fiecare dată. Ce înseamnă 85% de fiecare dată? 8 și ceva din clienți vor lua de la voi. Acum, trebuie să simțiți că acel client beneficiază cel mai mult de vânzare. Ce înseamnă asta? Cu ce atitudine te duci când clientul beneficiază cel mai mult de vânzare? Te rog eu frumos, cumpără de la mine, hai să dau și eu bine la șeful. Am ajută-mă să-mi fac planul. Trece-mă și pe mine de luna asta, așa? Cum e când știi că pentru tine e doar o sumă de bani, dar pentru client înseamnă obținerea produsului, probleme rezolvate, timp câștigat, o bună poziție comparativ cu ceilalți din piață, un portofoliu fain, suport și oferte. Cum vă spuneam, vând consultanță, training, executive coaching și de fiecare dată le arăt prin atitudine celor cu care colaborez că ei beneficiază cel mai mult. Pentru că eu banii ăia pot să-i fac? Unde pot să-i fac? În altă parte. Dar ei beneficiază cel mai mult și este important pentru ei să aleagă să lucreze cu mine. De ce? Vrei să-ți ridic firma din noroi și să o ai profitabilă în rog, să o închizi? Cât de importantă e chestia asta pentru tine? A, e foarte important. Bun. Vrei să facem în așa fel încât să ajungi într-un an la 4.000 de clienți? Da, cât de important e lucrul ăsta pentru tine? E foarte important. Păi atunci uite aici care e propunerea mea, adică cât costă, și hai să semnăm să trecem la treabă. Cu ce atitudine fac vânzarea? Sigură de sine, ferm și cordial, și îi arăt, vând la nevoie? Nu. Vând la beneficiu? Nu. Vând la caracteristici, avantaje, beneficii? Nu. La ce vând? La ce e important pentru tine? La ce e important? Ok? Și punctul 4, întotdeauna finalizează vânzarea mizând pe diferențe. Nu, oamenii nu se motivează dacă știu că pot găsi și în altă parte la fel. Înțelegeți? Atâta timp cât știe că se duce pe stradă și mai sunt 3 magazine de parchet și de gresie, o să cumpere de aici? Numai dacă găsește super ofertă. Dar altfel, ce o să vrea să facă? Să se ducă și la ceilalți. Și atunci tu trebuie să fii pregătit și să zici, da, mai sunt 3 magazine pe strada asta care vând gresie și faianță și parchet și șapă și alte materiale de construcții, dar uite ce e diferit aici. Și trebuie să știi să-i spui chestii care sunt importante. Adică înainte de a-i spune tu ce e diferit, trebuie să-l fi întrebat ce. Nu vă supărați, domnul client, dar de ce e important să cumpărați faianța acum? Și o să-mi spui, pentru că vreau să o am instalat într-o săptămână, fiindcă vine mama soacră în vizită și vreau să fie bucătăria sau casa reîmprospătată. Sau pentru că am ziua copilului și vreau să fac șantier până atunci și pe urmă să fie frumos și să avem o super petrecere. Dacă nu întrebăm clientul de ce e important ca să ne ducem pe urmă și să arătăm diferențele în felul următor. Ai zis că vine mama soacră peste o săptămână. Eu pot să te ajut prin ceea ce știu eu să ofer, astfel încât să fie gata. De ce? Ți-o aduc mâine, îți dau și om la preț bun care să ți-o pună, îți arăt și videouri acum cu ce a lucrat meșterică ăsta și cum știe să pună faianță, îți fac și o reducere dacă plătești totul în avans și îți garantez că dacă nu terminăm la timp, dar o să terminăm, îți dau 5% din preț înapoi. Dar m-am legat cu toate beneficiile
De ce? De vizita lui mama soacră. Adică de lucrul ăla care este cel mai important pentru el. E asta o nevoie a lui? Nu ziceți că e o nevoie, că nu e o nevoie. E o aspirație. Care e aspirația? Să o facă pe mama soacră fericită de la agresia mea. Ceea ce oricum e deja Mortal Kombat. Știi? Ok? Deci cum se face vânzarea, oameni buni? Cine poate să vină și să sintetizeze ce a reținut din ce am explicat eu până acum? Există cineva care a înțeles ce am vrut să spun? Ăla eu. Cine vinde la nevoie și de mâine încolo? Vinde cineva la nevoie de mâine încolo? Nu. Dar la ce vinzi? Adică la răspunsul la întrebarea, nu vă supărați, dar ce e important pentru dumneavoastră? Vă supărați, dar ce ar fi cel mai important? În afară de preț, lăsăm prețul. Da? Discutăm despre preț pe urmă. Hai să vedem ce e important. Câte răspunsuri vreau la ce e important? 3. De ce? Mi-a spus că e important să dureze 30 de ani de acum încolo, că nu mai vreți să băgați bani în casa asta. Astea nu durează decât 10. Sunteți siguri că nu le vreți pe astea care durează 30? Ce am făcut acum? Upsell. Când fac upsell, trebuie să dăm slide-ul înapoi, mă uit pe cine am în față. Că dacă l-am pe ăla cu siguranță și încredere, upsell-ul ăsta are șanse să zboare, cam cum are șanse porcul să zboare. Înțelegeți? Sunteți cu mine? Ok. Deci, care sunt lucrurile pe care trebuie să le țineți minte din ce am povestit noi până acum? Punctul 1. Îmi intră cineva în prăvălie. Că vorbesc numai de astea, față în față deocamdată. La online e altfel. Îmi intră cineva în prăvălie. Primul lucru pe care îl fac, intuitiv, trebuie să mă gândesc din care categorie face parte. Dacă nu știu intuitiv, pun întrebare. La momentul potrivit. Ce e important pentru dumneavoastră? Îmi spune că este important să obțină rezultate, știu că l-am în față pe ăsta care cumpără scump și repede. Dacă vrea rezultate, dacă vrea eficiență. Dacă spune că vrea să fie în siguranță, în orice fel cu achiziția, este ăsta? Dacă strâmbă din nas, vorbește mult și totul îi pute, sigur e din zona? Deci ce fac primul lucru când văd un om în fața mea? Mă uit să văd de ce categorie face parte. Dacă vrea să-mi vorbească despre cum a nășit acum o săptămână și de ce și-a ales rochie verde, în mod sigur, e de aici. Vrea să fie apreciat, conectare, iubire, relație, empatie, trăznăi. Da? E bine, pentru că știu că l-a ascult 10 minute și fac o vânzare bună. Dar vânzarea față în față începe de la cine e în fața mea. Nu știu cine e în fața mea, nu nimic. Pun întrebare. Ce e important pentru dumneavoastră? Ce variante de răspunsuri poate să-mi vină de aici? E important să țină mult. 40%. E important să am un raport fair, preț, calitate. 40%. E important să fie ieftin. 14%. E important să mă asigur că am făcut alegerea bună după piață. 14%. Înțelegeți? Pentru că ăsta cu 14% trebuie să trefileze tot internetul și încă două interneturi, dacă s-au mai inventat, ca să se asigure că a făcut alegerea bună. Ok? E important. Dom'le, pe mine nu mă interesează. Mie să mi le aduci și să văd că funcționează. 18%. L-am pocnit cu cea mai mare și cea mai puternică gamă. 18%. Cumpără scump. Da? E important să te uiți în ochii mei și să mă las să vorbesc despre ce am mâncat aseară o jumătate de oră. 26%. Vă e clar? Bun. Și acum, după ce facem chestiile astea, ce urmează este să punem întrebarea care? Ce e important? Și după aia să-i vând caracteristicile, avantajele și beneficiile în relație cu ce e important pentru omul ăla. Și asta se numește vânzare la aspirații. De câte ori credeți că nu iese vânzarea la aspirații? De câte ori credeți că nu iese? Nu înțeleg. 15%? 10%. Da, 15-10%. Cam de atâtea ori nu iese.
De ce nu iese de obicei vânzarea la aspirații? 90% funcționează. De ce nu iese 10%? Pentru că e încadrat greșit omul. Înțelegeți? Pentru că de cele mai multe ori încadrarea aia este făcută greșit. Și acum, câți dintre voi știți să faceți asta, acum că ați auzit? Mâna sus. Ok? Ceilalți care nu știți să faceți asta, acum că ați auzit, în afară de cei care sunteți deja parte din 14% și pe care îi văd foarte clar, de ce credeți că nu vă reușește? Ok. Asta este 40%. Cine zice că n-are exercițiu este în 40%. Da. La 14% nu o face pentru că e teamă. Pentru că e teamă. Ok. Care sunt acțiunile minime necesare pentru a face vânzare? Să cunosc bine produsul și serviciul pe care îl vând, să știu să identific pe cei care au bani să-l cumpere, să le arăt acestora care este valoarea produsului și serviciului meu, să fac din fiecare discuție, interacțiune, un prilej de încântare, chiar și atunci când nu iese vânzarea cu Udina, să mă folosesc de toate ocaziile pentru promovare și referințe. Ce e cel mai important? A? A, să identific corect pe cei care au bani să-l cumpere. Care sunt importante? Să ne cunoaștem produsul. Asta e foarte important. Și după aceea, să fac din fiecare discuție un prilej de încântare. Pentru că dacă păstrez climatul emoțional pozitiv, chiar dacă nu cumpără acum, ce o să fac? Se duce și mă recomand. Și zice, am fost la doamna Badea, n-am luat nimic, n-am bani pentru cutare chestie. Dar ce atitudine, ce mișto, tu ai nevoie de servicii de coaching, musai trebuie să te duci la dânsa. Înțelegeți? Deci cealaltă chestie, în afară de identificarea tipologiei și dacă au bani, în funcție de tipologie, da? Ce trebuie să facem? Să creăm tot timpul un climat emoțional de care? Pozitiv. Dacă creez un climat emoțional pozitiv, am securizat vânzarea viitoare. Sau recomandarea viitoare. Știți care este procentul cu care oamenii spun că au avut o experiență plăcută, deși nu au cumpărat? Nu e procent, e valoarea, multiplicatorul, așa se numește. Știți care e multiplicatorul? 9-12. Deci nu a cumpărat, dar va spune la 9-12 oameni despre experiența plăcută. Vreți factorul ăla de multiplicare? Deci, revenind, în momentul în care punem pe site, că trec și la vânzarea pe online, pun pe site toate descrierile, toate etapele, toate prețurile și acolo zici că este specificația produsului aproape, transferată în site. Am vândut ceva? Nu. Trebuie să mai pun o chestie. Ce? Lucruri care să-l facă pe omul ăla când citește specificația să se simtă cum? Încântat. Și atunci ce voi face? Voi folosi un limbaj care să evoce emoții. Și o să zic, masa asta care este, că eu trebuie să-mi cumpăr masă pliantă pentru training, masa asta pliantă care este 50 pe 60 pe 90, da? Are blatul din imitație de cireș. Va fi o încântare să o pui într-o sală de training care are parchetul de culoare bej. De ce facem asta? Pentru că creează o emoție. Pentru că creează o emoție. Și cuvântul ăla încântare vinde la fel de mult ca toate specificațiile pe care le-am pus acolo. Și cine credeți că nu e de acord cu mine în secunda asta în interiorul lor? Toți oamenii care fac parte din 14%. Și aproape că nu prea le vine să creadă restul de oameni care fac parte din 40%. Și deci nu le pasă sub nicio formă de ce le spun eu și sunt gata să aplice chestia asta numai pentru a avea rezultate mai bune, oamenii care sunt 18%. Frate, dacă trebuie să pictez site-ul de sus până jos în portocaliu, eu fac portocaliu numai să am rezultate și eficiență.
Dacă trebuie să scriu cu cântare și cu bucurie și cu plăcere și cu dorință și cu adevăr, le pun acolo numai să se vândă odată. Corect? Și care sunt aia care vor să pună cuvintele astea pentru că ele vor face o conexiune mai bună cu clientul? Care sunt? 26%. Și acum vedeți cum vânzarea este impactată și pe pozitiv și pe negativ, nu atâta de proces, de tehnologie, ci de lucruri care sunt cum? Aliniate sau nu cu psihicul oamenilor și cu mama natură. Și când vinzi în online și ești dezaliniat cu mama natură, adică nu ai nici user interface ca lumea, nici user experience ca lumea, singurul lucru care mai poate să vândă pentru tine este ce? Prețul? Mic. Petit. Bun. Și acum, dacă vrei să convingi oamenii să facă ceva sau să cumpere ceva, trebuie să vorbești pe limba lor. Adică, our food is guaranteed not to cause pregnancy. Dacă asta este ceea ce și-a spus cineva la un moment dat, cum credeți că o să-i vindem? Our food also is known to know, is known as not causing pregnancy. Adică și mâncarea noastră, în egală măsură, produce același rezultat. Și trebuie să înțelegeți că vânzarea este un proces persuasiv de convingere, la vedere, care are ca scop această acțiune de a convinge clientul să decidă și să facă lucrul acela, cumpărarea, imediat. Acum, vino, cumpără, la hai acum se dă alergare accelerată. La cumpărăm, frâna de mână și călcâiele în pământ. Așa, știți cum se scrâșnește cu călcâiele în pământ? Ok. Ideea este în felul următor. Vânzarea creează rezistență psihologică. De ce? Pentru că împinge. E un proces care împinge clientul într-un loc în care el poate nu e convins că vrea să meargă, poate că nu așa, poate că nu acum. Și pentru că creează rezistență psihologică, trebuie aplicate tehnici de menținere a rezistenței psihologice la niveluri cât mai coborâte pe durata întregii interacțiuni. Și o să vă arăt cu mâinile și o să vorbesc tare. A e vânzătorul, B e cumpărătorul. Nu-l lăsa să ducă, ajută-mă și tu. Păi, dar nu vreau să mințiți. Da, bine. De la mama soacră sau de unde? De la. Da, hai, de la mama soacră, da? Ține aici. Ok, mersi frumos. Deci, A-ul vorbește cu B-ul. A-ul este vânzător și ce vrea să-l facă cu B-ul? Să-l convingă să cumpere. Vânzarea este un proces persuasiv la vedere. N-are nicio îndoială B-ul că A-ul vrea să-l convingă să cumpere de la el. Ok, și acum, de fiecare dată când A-ul zice ceva cu punct la capăt, adică avem cea mai bună ofertă, punct, suntem cei mai buni din piață, punct, avem o experiență de 30 de ani în domeniu, punct, lucrăm și cu Georgica și cu Vasilica, care sunt clienți de bani mulți la noi și știi cât de greu e să-i convingi pe ei. Punct, da? De fiecare dată când au zice chestii cu punct la capăt, în subconștientul lui B se ridică zidul rezistenței psihologice. Și de fiecare dată când mai vine o chestie cu punct la capăt, zidul ăla continuă să se facă cât Himalaya. Și acum, au i-a zis prima chestie cu punct lui B, l-am citit. Au i-a zis prima chestie cu punctul B și zidul a crescut atâta. Da? Suntem de 20 de ani pe piață. Avem cea mai bună ofertă. Zidul a mai crescut atâta. Când zidul e atâta, încă mai are acces la mintea ăluia. Și la subconștient, și la valori, și la aspirații, și la nevoi, și la tot. La 7 propoziții cu punct, așa, 5-7 propoziții, deja zidul a închis ce? Ce-a închis? Tot. Totul ți-a închis. Și când ai mai zis încă niște propoziții, că explici, faci prezentare, să facem o prezentare. De care prezentare? De aia care să ridice zidul psihologic până la cer. Păi cine e comunicator atât de bun să știe să-și arunce oferta peste zidul ăla de rezistență psihologică? Cine știe asta? Tata mare, cine? Mama soacră, aia știe, sigur. Și atunci, ideea este în felul următor. Ca să reducem zidul rezistenței psihologice instantaneu și să nu lucrăm pe situații de-astea, pentru că B-ul n-are ce să facă. Cum e B-ul? Este, cum să zic eu, e prizonierul mama natură. Așa vrea mama natură?
ca să protejeze bărbații de neveste? Asta e, asta funcționează. Înțelegeți? Și atunci, ajunge zidul atâta ca să-l dai la zero, nevastă, la bărbat, ginere la mama soacră, vânzător la client, pui întrebări. Cum predau eu? Câte întrebări vă pun pe milimetru pe aia? Mulțumesc frumos, ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut? Eu am fost o plăcere să stau în dreapta dumneavoastră, în stânga dumneavoastră. Am înțeles. Dar să vezi în dreapta cu mine. Urmează. Da? Deci ce avem de făcut? Cum facem vânzare? Cu ce fel de expunere? Cu ce fel de limbaj? Ca să-i ridicăm zidul psihologic, ce facem? Să vă arăt eu? Veniți încoace cu mine la raft? Nu veni. Avem aici și de astea, cu punct, și de astea la alte, cu punct. Și astea sunt în felul cu tare, cu tare, cu tare, multe puncte. Și astea sunt în felul cu tare, cu tare, cu tare, multe puncte. Și după 7 puncte, la capătul propozițiilor, celălalt cum e? E închis. Subconștientul este închis. 95% din decizie este luată în subconștient. Dacă ăla e închis și nu mai aude și nu mai simte și nu mai primește, de la 7 propoziții cu punct, la ce-i mai toc eu la cap? La ce? Și atunci cum facem? Ne ducem acolo și zicem, mai întâi vreau să vă arăt gama noastră low-end. Ce părere aveți? Aștept să-mi răspundă la întrebarea asta? Nu. Dar ce face întrebarea asta? Reduce zidul rezistenței psihologice și îl face zero. În gama asta avem 5 sortimente. Cel roșu, cel portocaliu, cel galben, cel verde. Care vă place mai mult? Deci ce am de făcut ca să nu țin rezistența psihologică sus? Din când în când trebuie să pun întrebări retorice. Din când în când, cam când? Din când în când, cam când, cam tot timpul. Adică la 2-3 chestii cu punct și zici, păi da, dar eu nu pot să vând așa. Mult succes la pierdut bani degeaba, nu? Mult succes la pierdut bani degeaba. Pentru că nu poți să faci lucruri care nu sunt aliniate cu mama natură și să crezi că o să câștigi învingând-o după 13,4 miliarde de ani. Never. Nu te pui cu așa ceva. Și acum, comunicarea are loc în paralel între mine și voi pe două planuri. Conștient la conștient, care conștient schimbă informații, opinii, argumente, conținut cu viteza de 4000 de bits pe secundă și subconștient la subconștient, adică non-verbal, emoții, atitudini, energie, tonul vocii, ritmul vorbirii, debitul, modulațiile, da? Cu viteză de 4 miliarde de biți pe secundă. Ghiciți cine știe deja dacă cumpără sau nu. Subconștientul. Și ia decizia de 1 milion de ori mai repede decât ar lua-o. Și când vă spun, mențineți climatul emoțional, verificați atitudinile, antrenați oamenii în zona asta de inteligență emoțională și de atitudine corectă. Ce înseamnă? Că îi fac să lucreze exact pe zona care contează. Pentru că dacă ar fi să facă vânzarea numai pe partea de sus, e ca și cum ai umple cada cu pipeta. Înțelegeți? Deci ca să faci 100% și să-i umpli ăluia, mă rog, ce are el nevoie de umplut ca să ia decizia, este 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Și 95% pe câmpii. Zice, băi, m-am dus la omul ăla, păi era competent, dar avea o față încruntată și strângea din buze când vorbea cu mine și a stat tot timpul și a dat din picior așa, n-am putut să cumpăr, frate. N-am putut să cumpăr. Ghiciți cine n-a fost de acord cu cumpărarea? Ok. Și acum, de fiecare dată trebuie să vă bazați pe prietena voastră întrebare. Asta este prietena mea. E prietena mea întrebarea. Voastră, treaba voastră. Puteți să vă reprezentați cum vreți voi. Dar, în orice caz, trebuie să fie așa. 90-60-90, brunetă, roșcată sau blondă, ochi alunecoși, inimă spurtalnică, întotdeauna tupeistă, întotdeauna se bagă. Cum?
În felul următor, cine pune întrebările conduce discuția. Ce fel de întrebări? Cum adică conduce discuția? Păi, cine pune întrebările conduce discuția și preia controlul neuronal asupra sălii. Câte întrebări pun eu, câte întrebări puneți voi. Ok. Punctul 1. Punctul 2. Cine pune întrebări în situații nașpa, câștigă timp de gândire. Bărbați, însurați mâna sus, știți exact care este valoarea acestei tehnici. Da? Ok? Cine pune întrebări, obține confirmări sau validări. Preferați versiunea verde, pe care v-am oferit-o mai devreme, sau vă place mai mult versiunea albastră? Obținem confirmări și validări. Echilibrează discuția. Ce înseamnă echilibrează discuția? Cine pune întrebări? Ce înseamnă? Acum că am întrebat numai eu. Eu sunt în picioare și voi sunteți așezați. E echilibrată discuția? Eu pun întrebări, voi nu puneți întrebări. Măcar îmi dați răspunsuri în cap. Asta văd. E ok. Da? Ce ar trebui să se întâmple ca să fim unde trebuie? În relație ok. Ce ar trebui să faceți? E mai important să stați în picioare sau este mai important să ridicați mâna și să-mi adresați întrebări numai pentru că știți că altfel acceptați controlul neuronal și ghidajul meu? Ce e mai important? Excelent. Și în picioare nu pot să conduc eu discuția? Ba da, dar mi-e mai mult controlul asupra mea și mai mult încredere. Încredere că ce? Dacă eu fac tot ce... Că pot să răstorn discuția în favoarea mea. Că pot să o răstorn în favoarea ta. Ok. Cum o să o răstorn? Ai văzut? Ai văzut? Deci până la urmă, care este chestia care înțeleg faptul că o stând în picioare îți vine mai ușor să pui întrebări pentru că te simți mai impozantă. Dar până la urmă, ce a făcut diferența? Statul în picioare sau pusul de întrebări? Păi, pusul de întrebări. Pusul de întrebări în ultima instanță, nu? În ultima instanță. Și atunci, câți dintre voi în perioada următoare, adică 5-7 minute, o să mai acceptați să stați pe scaune și să mă lăsați pe mine să conduc discuția. Dar de ce să acceptați? Nu, n-am venit să vă prezint. Ce am zis la început? Ce am zis la început? Ce am zis la început? Nu mai era bă, băiat deștept. Așa se face. Așa se face. Bravo. Și în momentul ăsta, foarte bine, excelent. Cum te cheamă? Dar de ce te cheamă Cătălin? Hai vină un pic să mă ajut să le arătăm ceva. Nu, nu te voi pune niciodată într-o situație neplăcută. Te rog frumos, vină aici. Niciodată. Absolut niciodată. Foarte smart. Foarte smart. Deci. Mersi frumos. E ca la școală. Nu, e ok. Nu e ca la școală, e ca la training. Look. Deci, tu ești o persoană pentru care contează să știe care este obiectivul, care este finalitatea. Îți spun de la început care este obiectivul și care e finalitatea exercițiului. Îi va ajuta să vadă cât de mult contează să pui întrebări și să aplici tehnicile astea. Vrei să-i ajutăm să învețe? Dar ce e important pentru tine în seara asta? La training? Da, să învăț cât mai mult, da. Tu? Eu, da. Ei nu? Nu-i treaba mea. Ce întrebare vreți să-i puneți acum? Ce se pare important? Că nu, de ce se pare... Așa, bravo, fată deșteaptă. Bravo, zi. Că noi nu trebuie să învățăm nimic aici, pentru că suntem o comunitate. Și dacă e de ajuns pentru un bărbat cu semnul întrebării la 5 minute de ajuns. E ok. It's ok, it's ok, it's ok. Pentru că eu am venit aici și eu sunt cel mai important pentru mine. No, bine, bine, ești, ești. Stai, stai, nu pleca. Stai, it's ok, it's ok. Ți-am dat microfonul ca să te poată auzi. Fiată, uite ce vreau să facem. Tu o să-mi spui chestii cu nu. Dar nu vreau să spui chestii cu nândea alea că poate să gen nu, nu, nu. Vreau să spui chestii cu nu și deoarece. Trebuie să-mi spui vreo 3 chestii cu nu, atâta, bine? Tot 3. Eu te întreb și îți zic așa. Oare ai putea aplica tehnica aceasta cu întrebarea pentru a dărâma zidul rezistenței psihologice? Nu cred.
Nu-mi place. Nu-ți place? Nu, pentru că nu trebuie să mă justific. Nu trebuie să te justifici, dar trebuie să-mi expui doar nu pentru că nu e ceva ce vreau să fac. Nu e justificare. Pentru că nu e ca mine sau pentru că nu rezonez. Poți să spui așa ceva? Da, probabil. Ok, hai. Nu cred, pentru că nu rezonez. It's ok. Nu rezonezi. Nu rezonezi pentru că este o tehnică care nu te reprezintă sau nu rezonezi pentru că nu vrei să faci pe celălalt să se simtă inconfortabil? Nu știu ce ar trebui să aleg dintre astea două. Ambele. Nu știu ce ar trebui să aleg dintre cele două. Nu știu ce te-a făcut să crezi că este o alegere, dar totuși este bine că ai simțit așa. Și dacă ar fi să alegi o a treia, ar fi ok? Nu cred că nici a treia. Probabil că a treia nu, dar dacă ți-aș da și o a patra sau a cincea variantă? Până la urmă o să aleg ceva. Hai că te-ai ținut foarte bine. Neașteptat. Ce-ați văzut? Ce-ați văzut? Orice, orice. Ce-ați văzut? Mersi frumos. Apreciez foarte mult. Super curaj, super prezență. Hai că ai fost pe faza asta, vreau să spun. Ce-ați văzut? Putere... Nu, e dincolo de asta. Puterea întrebărilor. Puterea întrebărilor. Deci, de fiecare dată când a fost să-l întorc, ce credeți că l-ar fi întors mai mult? Argumentele mele, explicațiile mele sau întrebarea care dă drumul la discuție mai departe? Întrebarea. Întrebarea care dă drumul la discuție mai departe. Și ca să nu fie complet de pe altă planetă, ce am făcut ca întrebarea să fie totuși ok? I-am dat variante. De ce am dat variante? Pentru că altfel întrebările ar fi picat de niciunde. Dar creând variante, întrebările parcă aveau un pic mai mult sens. Dar dincolo de tehnica în sine, intuitiv, vă dați seama că orice aș fi explicat, pur și simplu închidea totul? Și atunci, care este abilitatea de bază a vânzătorului? Să stea tot timpul în atitudine cum? Pozitivă, să țină climatul emoțional plăcut și să pună tot timpul întrebarea care să ducă discuția mai departe. Ok? Deci să stea tot timpul într-o atitudine pozitivă, adică orice se întâmplă în jur, aici trebuie să fie ok, să aibă tot timpul în vedere crearea unui climat emoțional cum? Pozitiv. Adică mie și când îmi vine să mușc pe cineva de gât, sunt tot timpul? Mai zi. Desigur. Nu am mai auzit niciodată chestiile astea. Le-ai găsit undeva la intrare sau le-ai adus de acasă? Înțelegeți? Adică? Și, deci, climatul emoțional și, punctul 3, prietena noastră, întrebare. Tot timpul. Pentru că reduce rezistența psihologică, echilibrează discuția, denotă interes crescut și implicare, arată încredere în sine și pune accentul pe ce e important. Ce se scoate din copil în primii ani de viață, pe acolo pe unde se scoate din copil în primii ani de viață? Deschiderea de a pune orice fel de întrebări. Și ce se pune în copil în locul acestei deschideri care este absolut naturală și foarte pozitivă și foarte bună? Vorbești numai când ești întrebat. Nu deschide gura dacă nu știi sigur că ceea ce urmează să spui este de nota 10. 10. Și în felul ăsta, câți oameni sunt în stare să se ridice și să pună întrebări? Aha. Și cam cum le merg business-urile? Aha. Dar relațiile? Ok. Și alte chestii? Da. Da? Ce? Mai zi o dată. Am auzit partea aia. Pe astea nu știam decât sistemul de învățământ și educația pe care am cu clienți. Mai noi suntem, cel puțin eu, spre învățământul vechi. Așa. Dar sistemul de învățământ. Dar ce trebuie tu cu sistemul de învățământ? Pe mașina școlă să spune acest lucru. Păi, dar se spune, tocmai. Nu este greșit? Dar ce am zis eu că e corect? Da.
bine, că e curent, ai greșit. Păi și vrei să spun eu că ai greșit? Da, din moment ce tu ai spus că omul este să spună că vor. Ok, și dacă aș spune da, cu ce te-ar face pe tine să te simți mai bine, da-o meu? Și nu prea cum ar face să te simți mai bine. Dar mi-aș da seama că nu trebuie conștientizare. Ok, și faptul că ar conștientiza mai multă lume, unde ar duce lucrurile? La o schimbare, probabil, în viitor, mai putea să mergi. Ok, înțeleg. Și dacă îți spun că sunt deja parte din schimbarea asta în multe alte feluri. Nu? No? E corect? Tu, dar zi, e corect ce am zis? Păi e corect. Păi asta spun. Cine a condus toată discuția? Nu greșește niciodată. Ever. Sunt două tehnici combinate. Tehnica ecoului cu tehnica întrebării. Cu ce începea întrebarea mea? Cu cuvinte pe care tu tocmai? Și în momentul în care îți dădeam cuvintele tale înapoi și pe urmă puneam întrebarea ta, știi cum era? Uite încoace. Dacă e rândul de partea asta, de dreapta. A venit rândul de dreapta. Da, aici. Ține și asta. Să trăiește. Deci fii atent. E în felul următor. A-u în orice om de pe planetă și B-u în orice om de pe planetă, discuțiile sunt așa. Ăsta trimite triunghiulețe verzi. Și ăsta trimite pătrățele roșii. Deci triunghiulețe verzi și pătrățele roșii. În momentul în care ăsta trimite doar triunghiulețe verzi și aici filtrul este pe pătrățele roșii, ce o să simtă persoana B? Că este înțeleasă? Nu. Da? Că îi se validează în orice fel pătrățelele roșii? Nu. Și ați auzit discuții de astea, triunghiulețe verzi, pătrățele roșii, triunghiulețe verzi, pătrățele roșii, vorbim împreună, ne înțelegem separat? Așa sunt discuțiile de la mama natură pe planetă. Fiecare dintre noi emitem niște forme geometrice de o anumită culoare. Ca să nu am dialogul cu tine așa, eu ce am făcut? Tu îmi trimiteai triunghiulețele, eu ți-aș fi trimis pătrățelele. Dar am zis, în fața pătrățelelor mele o să stea triunghiulețele ei. Și pe urmă, la sfârșit, semnul întrebării. Asta ce însemna? Că în momentul în care pleca șirul astfel format către tine, primele care erau și care activau aici, primit sau nu, erau triunghiulețele tale. Și când au venit triunghiulețele tale, subconștientul tău a zis, mă înțelege cineva, lasă, ridică totul, sus, și a intrat și triunghiuleț, și pătrățel, și întrebare. S-a dus și zidul rezistenței psihologice la zero, te-ai simțit din ce în ce mai in sync, nu din prima, dar din ce în ce mai in sync, și finalul a fost că aproape ai zis ce? Chiar ai zis? Chiar ai zis. Și acum, cum facem chestiile astea în vânzări? În primul și în primul rând, cunoaștere. După cunoaștere, conștientizare. Nu. După cunoaștere, recunoaștere. Pentru că nu pot să recunosc decât lucrurile pe care le știu. Știi despre tehnica ecoului? Da. O recunoști? Da. Știi despre tehnica ecoului? Nu. O recunoști? Sigur. Ok? Deci toți oamenii de pe planetă așa comunică. Triunghiulețe, cerculețe. Triunghiulețe, cerculețe. Da, dar eu vreau să fiu autentic. Eu vreau să-i spun persoanei celelalte ce simt eu. Spune-i, frate. Dar mai întâi bagă în fața cerculețelor tale triunghiulețele lui. Ca să știi că se deschide sistemul și că intră tot șirul. Și cu semnul întrebării la capăt din când în când, ca să se mai reducă din rezistența psihologică. Cunoști mecanismele astea? Le recunoști. Pe urmă le conștientizezi și pe urmă le poți aplica. Tot ce facem invers față de mama natură costă bani și oportunitate pentru firmele noastre. Tot costă. Eu nu antrenez echipele de vânzători pe pașii vânzării. Eu nu antrenez echipele de vânzători pe, ziceți voi, procesele de vânzare. Nu. Mai devreme m-a sunat șeful de la marketing și vânzări a unei companii mari de tehnologie din România. La ce credeți că a vrut să ne uităm împreună? La cuvinte. De ce a vrut să ne uităm împreună la cuvinte? La câte
semne cu punct, la câte semne cu semn întrebării sunt scrise într-un loc, astfel încât ce să se producă? Minimă rezistență psihologică. Maximă acceptare intuitivă a lucrurilor pe care le transmite întregului set de clienți. O comunicare către toți clienții. Ce vrei să faci cu o comunicare către toți clienții? Să o faci așa cum îți vine joi de dimineață? Nu. Niciodată. Da? Și a zis, știu cât de importantă e comunicarea asta, te-am sunat să ne uităm pe puncte, pe virgule și pe semnul întrebării împreună. Și ce credeți că am făcut? Am pus cuvinte care să mențină climatul emoțional cum? Pentru că el scria cu privire la caracteristicile pe care și contextele pe care și geopolitice și ce-s astea. Sunt și afirmații, dar sunt și cuvinte conceptuale. Și cuvintele conceptuale nu vând. Știți că cuvintele conceptuale nu vând? Obosesc și plictisesc? Da? Aia. Deci, este a lot of learning. Și acum, 100% ce ori să vrea? Aspirație. Aspirație sau rezultate, sau statut, sau? Exact. Ăilalți ce o să vrea? Conectare și empatie, adică o conexiune umană, un climat emoțional, un uite-te la mine și lasă-mă să-ți povestesc de ce am fost la dentist alaltăieri, că o să cumpăr după aia. Și ălalt, cu teama și cu grija lui pentru siguranță și încredere, ce o să vrea? Ce o să vrea? Multe oferte. Multe oferte, dar o să cumpere numai la ce e de pe ecran de aici. Că o să vrea ceva de pe ecran. Ai zis bine, ce vrea? Vrea avantaje. Da. Și acum, eu n-am nimic împotriva acestor sisteme, dar vi le duc la următorul nivel. Ok? Sistemul? Bun! Adaptarea? Corect? Elena, da. Da. Ea sunt clienți care trebuie să compătere cu ochia sau cu ziceți-i voi. Ziceți-i voi. Da. 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 Deci, eu vă zic în felul următor. Știți cum recunoașteți 18%? Spune-mi repede ce face ăsta. Explică-mi exact ce rezultate obțin cu el. Nu mă interesează prea tare cât costă, dar zi-mi și cât costă, așa ca să știu. Și hai să semnăm că n-am timp. Așa sună un 18%. Cum sună un de-ăsta care e 26%? În primul rând îl vezi că este foarte colorat. Eu ce credeți că sunt? 18% sau 26%? 26%. Dar îmi pare și acum rău că am uitat acasă chestia aia pe care vreau să mi-o pun la gât. Și brățările. Pentru că aș vrea să fiu de sus până jos blingi-blingi, da? Ăsta este 26%. E bărbat, are toate culorile pubeului pe el. E femeie, are de toate. Brățări, inele, cercei, de toate. Culori, tot. Și îți zice, vreau să înțelegi că-mi pasă. Da. Și acum, eu. Nu o să lucrăm la asta. Tipuri de clienți dificili vreau să vă mai arăt și două tehnici am încheiat. Vi l-am explicat. V-am spus că o să ajungem la slide-ul ăsta și că vi l-am explicat? Ok. Deci când vă uitați la un client, primul lucru, absolut intuitiv, dacă nu prin întrebări, care e întrebarea? Ce e important pentru dumneavoastră? Trebuie să aflăm în care categorie intră. După aceea, există 6 tipologii, există 15 tipologii, dar ai măcar cu 6, care sunt cu adevărat clienți dificili. Domnul vreau mai mult, negociator. Ăsta încearcă mereu să se târguiască și îți pune sub nas oferta mai ieftină a concurenței. Cine a întâlnit de asta mâna sus? Cine a întâlnit de asta? Ok, destul. Ideea este că dacă poți negocia, fă-o, dar fără a-ți încălca principiile și politicile de vânzare. Dacă nu mai vrei să negociezi, ieși. Nici o operațiune oprită, mai sunt 3 minute. Excelent. Domnul știu deja, a tot cunoscătorul. Ăsta este cel mai probabil din zona de 14%. Și îți spune cum a stat el pe internet, cum s-a informat, cum știe deja o grămadă de lucruri despre chestiile astea pe care tu le vânzi de 200 de ani, dar aparent pare că nu știi, adică nu te pricepi. Așa, și atunci, ideea este
recunoaște competența. Oh, văd că vă cunoașteți, vada ce bine pare că am de-a face cu cineva care chiar e în temă. Sunt foarte bucuroasă să am și eu în sfârșit un client cu care să port discuții la un nivel de competență foarte înalt. Și dați informații precise, pentru că orice spuneți și este pe acolo, nu exact, ce o să stârnească? Ați văzut? V-am zis eu? Nu știți. Degeaba sunteți de 20 de ani în business-ul ăsta, nu prea le știți. Ce am spus că face 14%? Este necum. Nesimțit. 14% nu-i pasă de cum o să te simți după ce o să-ți spună o mizerie de genul ăsta. Nu-i pasă. Și atunci, decizia de cumpărare se va baza pe modul în care produsul îi reflectă statutul social. Atât. Și pe ăsta îl închidem cu întrebarea ce e important pentru dumneavoastră. După care, clientul nimic nu e suficient de bun, nemulțumit. E frate cu ăla, e tot din 14%, acolo sunt mai mulți frați de același fel. Aici. Se plânge de absolut orice. Prețul e prea mare, calitatea nu e bună, viața e grea. Trebuie să-i arăți că te pricepi și să găsești echilibru între soluția problemei, adică ce-i propui, și să obții de la el aprobări, validări într-un context de politețe și curtoazie. Adică să te duci la el și să-i zici, eu, din experiența mea, dar și dumneavoastră știți destul de multe, v-aș propune varianta asta sau varianta asta. Între A și B este una cu care rezonați mai mult. Da, zice B-ul. A, excelent! Să știți că și la B sunt niște avantaje și dezavantaje. Vreți să vă spun mai întâi avantajele sau mai întâi dezavantajele? Prefer să-mi spuneți avantajele mai întâi. Adică ce fac în momentul în care îl iau așa cu mine în conversație? Ce se întâmplă când îl iau așa cu mine în conversație? Și dau tot timpul ocazia de validări și de aprobări. Exact! Well done! Acum știu ce soț aveți acasă. Sper că n-am făcut o mizerie. Ok. Da, mi-am asumat riscul, dar am zis o doamnă așa drăguță totuși. Așa. Acest client va critica orice. Suspiciosul. Și va lăsa să explici totul iar și iar. Iar la sfârșit, asta este cel diferențiază exact. Vine tot timpul cu obiecții și contraargumente solide. Ăsta de aici e nemulțumit. Ăsta de aici este atot cunoscător. Ăsta de aici negociază. Ăsta de aici tot timpul nu te crede, ziceam, mai auzit asta. Și este foarte important să nu-l întrerupeți și să-l faceți să simtă că e luat în serios. Și mai ales trebuie să faci acel echilibru dintre ferm și cordial, ca subconștientul lui să simtă că este... Ce scrie acolo? Pe mâini bune. Iar ultimul, nu, penultimul e timidul, care nu se simte în situația confortabilă de a lua o decizie. Pe ăsta trebuie să-l hipnotizezi. Faci așa. Tu ești cam timid așa de felul tău, nu? Și zici. Mulțumesc frumos că ați venit la noi astăzi. Este o zi extraordinară să alegeți faianță și gresie. Nu știu ce am făcut faianță și gresie astăzi. Dar probabil că vreți doar să vă uitați. Ce ar fi să vă las 10 minute să vedeți un picuț care este oferta noastră și după aceea să veniți și să ne arătați ce vă place cel mai mult. E ok așa? Ce am făcut? Cu ce voce? Cu ce voce? Cu voce caldă, cu voce blândă, da? Și apoi întrebări deschise, da? Ca să-i aflu nevoile și preferințele și trebuie să-i las timp de gândire și să-i zici, știți, noi avem aici o cafea foarte bună, vezi cafea sau ceai? Cafea sau ceai? Ceai? Avem și ceai. Dar să știți că ceaiul e numai de două feluri. Avem ceai de mușuță și ceai de rodie. De care vreți să vă rog? De rodie. Și mie îmi place rodia. O secundă. Și bine și i-am dus ceai. Da? De ce? Ca să nu pleci. Că dacă i-ai dat ceaiul... Trebuie să stea. Și lași timp să ia o decizie și spune. Ceaiul ăsta de rodie are o savoare aparte, nu-i așa? Credeți că ați văzut ceva care vă place de aici până la noi? Da. Avem o întrebare aici îmbrăcată în roșu și aia o să vă convinc. Cum adică îmbrăcată în roșu? Întrebarea. A, da, 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 da. Câte întrebări am pus? Ai fost atent la câte întrebări am pus? Ok. Și 6, indecisul. Indecisul este
cel mai dificil. Cel mai dificil. Pe toți ceilalți mai învârtim, dar indecisul este cel mai dificil, pentru că are frâna de mână trasă în cap. Deci acolo unde e mecanismul de luare a deciziei, ăsta este pus nu neutru. Este pus pe... Nu luăm decizii. În viața asta nu luăm decizii. Am scăpat, până la adolescența luam mama decizii pentru noi, acum ea nevasta. Cum naiba să mă pună cineva în situația de a lua o decizie? Păi cred că aș leșina. Cred că m-aș face sparge în bucățele. Așa e indecisul. Pentru că butonul ăla din cap care este în stare să ia decizii, ce a fost făcut? A venit măsa și a pus așa mult izolir band peste buton în copilărie și l-a împachetat bine, bine, bine pe poziția oprit și aia. Înțelegeți? Și atunci, pentru că ăsta este cel mai dificil, trebuie să fiți foarte, foarte răbdători și trebuie mai întâi să vă gândiți dacă chiar vreți de client. Că s-ar putea ca timpul pe care îl petreceți cu neacul tare ăsta, cu butonul lui blocat de măsa și cu nevastă sa care ia decizii în locul lui, să nu merite. Înțelegeți? S-ar putea să nu merite. Bun. Și acum, depășirea obiecțiilor. Depășirea obiecțiilor este o chestie complicată în B2B. Ce înseamnă B2B? Că vindem la alte business-uri. Da? Adică eu, Valoria, am contract cu Raiffeisen și le vând servicii de training și de executive coaching. Și contractul este între Valoria și Raiffeisen. Da? Asta e B2B. Și există o grămadă de business-uri care vând B2C, business to consumer. Adică eu, Valoria, vând un atelier de dezvoltare personală unor oameni de pe stradă, gen vine Georgica, vine Maricica și toate facturile sunt către oamenii ăștia. Ați înțeles? Și acum, mâna sus, cine e în B2B? Mai ales. Ok? Și cine e în B2C mai ales? Ok, bun. Și acum știu și terminăm. În B2B, obiecțiile trebuie depășite pentru a ajunge la vânzare. Adică când Valoria vorbește cu Raiffeisen, obiecțiile reprezentantului Raiffeisen, deci eu fizic în firma asta, așa, trebuie depășite de mine, reprezentantul Valoria, ca să obțin vânzare. În, B2C, imaginați-vă că e CEO, să schimb acolo, în B2C, obiecțiile trebuie tratate pentru a păstra clientul. Deci jos e B2C. Acum, cum e asta? Am avut, asta primăvară în mai, un training la Farmacia Tei și BBT. Și la Farmacia Tei și BBT iau obiecții de tip B2C. Ce înseamnă obiecții de tip B2C? Și-a cumpărat o cremă de dat pe bătături și vine cu ea la biroul de obiecții și reclamații. Și zice, nu pe asta o vroiam, că asta e pentru bătături mici. Eu am bătături mari și îmi trebuia aia de bătături mari. Înțelegeți? Și persoana zice, noi nu returnăm cremă de bătături, nici mici, nici mari, care a fost desfăcută și folosită. Înțelegeți? Și acum avem o obiecție, o cremă desfăcută și folosită, o persoană care n-a fost pe la școală sau a fost pe la școală, dar nu mai contează în momentul ăsta, și un ofițer dă la biroul de obiecții și reclamații. Și acum, în B2C, vă imaginați că e și acolo că o să se schimbe, aceste obiecții trebuie tratate pentru a păstra clientul. Ați înțeles? Și spuneți, te uiți la el și zici, din ce categorie face parte? Din categoria 18%, din categoria 26%, din categoria 40%, din categoria 14%, că e relevant și aici. Și dacă face parte din categoria 18%, ce zici? Haideți, domnule, dumneavoastră, păi să vede pe dumneavoastră că aveți bani să vă cumpărați 20 de creme de astea. Și ăla care este în categoria de 18%, ce o să zică? Cine eu? Bineînțeles! Acum mă duc și îmi cumpăr cremele. Și dacă vrei să știți, îmi iau și de aia de bătături mici, nu doar de astea de bătături mari. Și l-am rezolvat pentru că l-am încadrat corect. Și dacă este din aia 28% sau 26% cât i-am pus eu acolo, ce o să zic? Vă rog frumos să-mi povestiți cum ați ajuns să aveți bătături mari. Că de alea mici am auzit, adică... Corect? Și relaționezi și zice, domnule, nu vreau să vă fac ziua grea, lasă că eu dau lui nepoată mea sau lui cumnată mea sau lui mama soacră să se dea și mă duc eu să-mi cumpăr ce am nevoie. Și s-a rezolvat obiecția. Și dacă e de 40%, ce faci? Ai pus-o. Pentru că dacă e de 40%, îți mănâncă timpul și tot nu se rezolvă. Și dacă e de 14%, ce faci? Dai banii. Îi dai banii să plece. Îi mai dai și de la tine.
Îi zici, uitați aici banii pe crema de bătături mari, luați și un voucher pe care să-l folosiți să vă luați un ruj să, sau o gumă de amestecat, să miroase mai frumos. Și gata! Out! Deci cum se face în B2C? Cum se face? Pe tipologia clientului. Le-am zis că trebuie să învețe tipologia clientului, am învățat. Acum, în B2B e mai complicat. Pentru că omul nu se reprezintă doar pe sine și pe bătăturile lui, ci reprezintă ce? Prăvălia. Și atunci, în B2B avem depășirea obiecțiilor prin trei etape. Acceptare, clarificare și rezolvare. Iar obiecțiile sunt de trei feluri. Îndoieli, neînțelegeri și nemulțumiri. Adică obiecțiile în sine îmi dau trei categorii. Iar procesul are trei etape. Depășirea obiecțiilor, prima parte, clarificare. Rezolvare, acceptare. Acceptarea e simplă, e aici. Trebuie să înțelegem care este intenția pozitivă. Asta este la acceptare. Nu trebuie să acceptăm obiecția, ci să acceptăm că există o intenție pozitivă. Și așa, nu am timp. Intenția pozitivă, în spatele acestei obiecții, este că pun preț pe timpul meu. Dacă ne uităm la obiecție și zicem, n-am timp. Păi dacă n-ai timp, la ce mai stai aici? Ce mai vorbesc cu ea? Adică în felul ăsta nu o să ajung nicăieri. Ce trebuie să aflu? Trebuie să aflu percepția pozitivă. Pun preț pe timpul meu. A, n-ai timp, înseamnă că pui preț pe timpul tău. Păi hai să clarificăm cele trei puncte care sunt cele mai importante acum și să schimbăm restul de detalii pe e-mail. Și am terminat povestea. Înțelegeți? Pe urmă, intenție pozitivă. Lucrez cu altcineva. Intenția pozitivă este să rămân fidel celor care mi-au fost alături până atunci. Spun foarte bine. Este foarte bine că țineți parteneriatele pe termen lung și vă păstrați furnizorii. Eu nu zic să vă schimbați furnizorii, eu vă zic să analizați oferta furnizorului versus oferta mea și să ținem legătură. Ok? Prețul este prea mare. Intenția pozitivă este să nu cheltuie bani pe ce nu merită. De exemplu, este doar o chestie. Nu este calitate. Nu, calitatea nu e bună. Intenția pozitivă este preocuparea legată de calitate. Când ajungi la chestii de genul ăsta, spui, ok, haideți să vedem. Dacă prețul este prea mare și intenția pozitivă este nu cheltui bani pe ceea ce nu merită, ce întrebare îi pun ca să deblochezi situația? Deci îți zice pur și simplu, bă, nu cumpăr, prețul e prea mare. Și asta e obiecție. Și tu îți dai seama că intenția pozitivă, cum îți dai seama? Intuitiv. Probabil că nu vrea să cheltuiască bani pe ceva pe care percepția este că nu merită atâta. Și atunci, dacă asta este percepția, ce întrebare îi pun ca să deblocheze situația? Că știm deja că numai întrebarea deblochează situația. Ce întrebare îi pun? Ce este cel mai important? Hai să lăsăm prețul deoparte. Uite, nu discutăm 5 minute despre preț. Hai să înțeleg ce este important pentru tine. Trebuie frumos să punem 3 puncte. Ok? Îți zice, nu e de calitate. Chestia asta nu mă convinge, nu e de calitate. Ce întrebare îi pun? Aceeași tehnică. Ok, nu e de calitate. Vreau să înțeleg și despre calitate imediat, dar înainte de asta, te rog frumos să-mi spui ce este important pentru tine. Îți spune că e important să fie în siguranță. Spune că e important să nu umble la chestia a 20 de ani. Îți spune că e important să-l ia și să-l pună și să aibă bătaie de cap cu instalarea. Ok, și spui. Ok, am notat toate chestiile astea. Hai să ne întoarcem să vorbim despre calitate. Pentru că pe aia, ce făcusem cu ea? Am parcat-o. I-am zis, hai să nu vorbim despre calitate acum, să vorbim despre ce e important. De ce trebuie să facem așa? Pentru că toate obiecțiile legate de calitate, pe urmă eu le voi lega și le voi clarifica prin prisma punctelor pe care el le consideră importante. Dacă nu le leg de ce consideră omul că e important, cum o să fie? Toate argumentele mele despre calitate, cum vor fi? În van. Da. Bun. Și acum, ca să ne ducem. Asta a fost partea de acceptare, partea de clarificare. Îndoielile sunt atunci când un client se îndoiește de ceea ce îi poate oferi produsul sau organizația și aici trebuie să fii cu studii de caz, cu testimoniale și cu scrisuri de recomandare. Am văzut situații în care pe o licitație ne-am dus cu un set întreg de scrisuri de recomandare de la alți clienți B2B. Neînțelegerile sunt legate de lipsa de înțelegere a caracteristicilor, avantajelor, beneficiilor, soluției propuse de tine
și clientul nu știe, nu le înțelege, adică, sau a înțeles eronat ceea ce e explicat. Și nemulțumirile rezultă dintre nepotrivirea dintre interesele și nevoile clientului și o anumită trăsătură sau un avantaj specific a ceea ce oferi tu. Iar rezolvarea este aici, pentru fiecare în parte. La îndoială prezintă cea mai relevantă dovadă, cum v-am spus mai devreme, un case study sau un exemplu cu unde ai rezolvat așa ceva, arată înțelegere și respect și solicită acordul pentru dovada produsă. Și zici, ok, înțeleg că aveți o îndoială în legătură cu soluția. Dacă vă arăt trei use case-uri unde oamenii ăștia au avut creștere de 50% a business-ului în următorul an, e ok? Ce este diferit între ai da dovezile fără să-i pun întrebarea asta și ai da dovezile cu întrebarea asta pusă înainte? Ce e diferit? Cine știe? Dacă vă arăt trei use case-uri în care se demonstrează clar că acei trei clienți diferiți, doi dintre care fix în aceeași industrie cu dumneavoastră, au implementat soluția, exact asta pe care vi-o ofer, și au obținut o creștere de 50% a business-ului în următorul an, e ok? Bine, și un acord. Ce? Un acord. Ce efect are acordul ăsta, așa e? Îți deschide calea să poți să-i prezinți... Ce efect are în capul omului acordul? Da, îți deschide calea să poți să-i prezinți, dar poți să-i prezinți și fără acord. Care este aportul acordului? E important răspunsul lui. Ce-a făcut? E important răspunsul lui. De el, care senzația că alege? Care senzația că alege? Exact. Deci, dintr-o dată, dacă îi le-am prezentat eu, este cum zic copiii. Dar ce te-am pus eu să mă faci? Ați auzit de copii de aia? Nu știu dacă ați auzit, dar eu am auzit, că repar și așa. Zice, adică ce te-am rugat eu să-mi prezint use case-urile? Dar dacă iau acordul, acele use case-uri sunt prezentate cu ce scop? Pentru că sunt importante, pentru că sunt legate de aspirație, pentru că sunt în concordanță cu visului. Și atunci fac parte din procesul care îl duce spre decizie. Dacă îi le pun eu pe masă fără să-mi zică acordul ăsta, fac parte din ce? Din strădania mea? Dar îl convinge. Are ceva de a face cu strădania asta? Înțelegi? Bun. Asta este partea de, scuze, îndoială. Partea de înțelegere. Trebuie să o luăm pe prietena noastră întrebarea și să zicem cu multe întrebări ce? Ia să vedem care este partea care ne este clară. Ați înțeles că este vorba despre o soluție software as a service? Ați mai avut de a face cu soluții software as a service? V-ați întâlnit cu vreuna care a fost implementată defectuos și v-a rămas un gust amar? Legați experiența de atunci de ce vă povestit eu acum și nu mai aveți încredere? Înțelegeți? Nu. Și trebuie să arăți cum poți să-i satisfaci și cum poți să-i desfaci de înțelegerea. Și nemulțumirea este legată de vis, de imaginea de ansamblu, de ce e important. Asta este nemulțumirea. Și acum, mai am o singură chestie să vă arăt, restul le mai citiți voi. Chestia pe care vreau să vă arăt este faptul că întotdeauna trebuie să întrebați și despre obiecții ascunse. Adică, în afară de preț, mai sunt alte aspecte care vă preocupă? În afară de aspectele menționate, mai sunt alte lucruri care contează pentru dumneavoastră? Exceptând faptul că lucrați cu altcineva, ar mai fi și altceva ce contează pentru dumneavoastră? Adică trebuie să pui întrebări despre obiecții ascunse. Și ultima chestie, care este tratarea obiecțiilor în B2C. În B2C, formula care se folosește este asta. Și în B2C, formula care se folosește este așa. Zâmbește, arată că nu te-a atins emoțional. Adică când vine ăla și zice, Doamnă, eu vă aduc protecția consumatorului aici, dumneavoastră, nu vindeți mie ce cremă vreți dumneavoastră, trebuie să-mi vindeți pe aia pe care o vreau eu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să continui să păstrezi o atitudine destinsă, măcar neutră. Și să asculți, să lași să scoată tot ce are de zis. După ce a deșertat osacul și ți-a povestit și cu cine s-a certat alaltă ieri în magazin la tine, trebuie să te apuci să clarifici și să zici, văd că sunteți foarte supărat într-adevăr și îmi pare rău că ați ajuns în situația aceasta. Este ok dacă vă pun câteva întrebări ca să clarific ce s-a întâmplat de fapt? Înțelegeți? După care trebuie să condiționez. Și dacă rezolv
asta și asta ne-am încheiat, suntem ok. După care explici care sunt beneficiile sau soluțiile sau lucrurile pe care le-ai de explicat, verifici când, prin întrebări că a înțeles și îl pui să promită și să facă ceea ce a promis că face. Altfel nu merge. So, având în vedere că am ajuns la punctul ăsta, haideți să facem o verificare. Gândiți-vă la un lucru pe care l-ați învățat și care vă este foarte util și haideți să ne ridicăm repejor, că ne închidem. În 6 minute suntem gata. Să zicem care este chestia care v-a plăcut cel mai mult. Ia să vedem. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ideea în sine că pentru simplă, pentru simplă întrebare pot să rezolv foarte multe lucruri. Ok. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Întrebarea și ce este mai important pentru tine. Ok. Mulțumesc frumos. Ce ți-a plăcut? Puterea întrebărilor. Puterea întrebărilor. Mulțumesc frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Întrebările deschise. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ceva mai nou, repararea climatului emoțional. Repararea climatului emoțional, că pierdem bani. Bravo. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Puterea întrebării. Puterea întrebării. Perfect. Ce v-a plăcut cel mai mult, doamnă? Puterea întrebării. Și dumneavoastră? Ce v-a plăcut cel mai mult? Doar scurt, un cuvânt. Tipologia oamenilor. Excelent. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Aceleași lucruri. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Tipologiile, cele patru tipologii de clienți și cum ne calibrăm la ele. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Tehnica ecoului. Ok. Ce era tehnica ecoului? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Orice, zi un cuvânt. Ce ți-a plăcut? Gagica roșu. Gagica roșu ți-a plăcut? Nu, zi. Ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut tot. Ok, mersi frumos. Ce v-a plăcut cel mai mult? A, nu? Ai o ce fain e? Cu ce se face? Cu întrebări? Da, ce ți-a plăcut cel mai mult? Puterea întrebării. Mersi frumos. Doamne, ce v-a plăcut cel mai mult? Femeia roșu, nu? Da, super mișto. Femeia roșu și puterea întrebării. Tot ce l-a plăcut la toți, așa? Și tu la fel? Și tu la fel? Și dumneavoastră? Vânzarea la aspirații. Well done! Așa? Și vânzarea la aspirații. Dar tipologiile sunt... Da. Mulțumesc frumos. Ce v-a plăcut? Cu întrebarea. Ce ți-a plăcut cea mai mult? Emoțională în anul 2022 în vânzări. Este? Da. Da. Și o legăm și de bani. Care se câștigă sau se pierd. Ce ți-a plăcut? 14%. Ok, mersi frumos. Ce v-a plăcut? Tipologiile dumneavoastră? Poziționarea cum? Adică cum? A, bravo! Mulțumesc! Nu știam la ce să mă gândesc. Mulțumesc frumos! Ce v-a plăcut, doamne? Așa este. Adică, într-un climat emoțional, ok. Voi mi-ați zis. Ce v-a plăcut, doamne? Salvează. Salvează. Ce ți-a plăcut? Mulțumesc frumos de ajutor. Apreciez foarte mult. Un tip cu mult curaj. Tipologia clienților, dar vocea asta dulce și soft, așa mai bună? E în regulă, mulțumesc frumos. Ce ți-a plăcut? Mulțumesc frumos. Ce ți-a plăcut? Ia mâna de la gură, că n-am înțeles. Tipologiile dar, mersi frumos. Ce v-a plăcut? Mulțumesc frumos. Oameni buni, ce ți-a plăcut? Na, nu te cred. Nu te cred. Hai de bine. Așa. Așa. Și tipologia. Mersi frumos. Ce ți-a plăcut? A, mersi frumos, da, mersi mult. Dar în afară de mine. Așa este. Așa este. Este foarte adevărat. Mulțumesc frumos. Partea despre B2B înseamnă că suferi acolo. Dar ce ți-a plăcut? Am dat suficiente exemple? Da. Mm-hmm. Este o evaluare vizuală. Da, poate fi provizorie, dar măcar să pornești. Da.
Dar tehnica aia când zic, hai să parcăm chestia asta, că nu vreau să vorbim despre ea sau că nu e... Vorbim în 5 minute. Da. Tot timpul când are cineva o obiecție sau nu e prea confortabil cu o chestie din ce vorbim, zic, hai să o parcăm un picuț și hai să vedem ce e important mai. Așa. A fost simplu de înțeles, da. Mulțumesc frumos. Ce v-a părut? Vânzarea la aspirație. Povestea visului. Și când facem vânzarea la aspirație, povestea visului, o facem cu cuvintele noastre sau cu tehnica ecoului? Cu parafrazare și ego și cu multe întrebări. Măcar retorice. Că dacă sunt multe chestii cu punct, nu merge. Ce v-a plăcut? Alea cu cremadă de degete? De bătături? Ok. Așa. Ziceți. Tipologia clienților? Și tehnica ecoului? Musa. Și importanța empatiei și climatul emoțional tot timpul, măcar pe neutru, dacă... Da. Mulțumesc foarte mult. Aici mai am de vorbit. Ce v-a plăcut? Așa. De cine ai râs? Poți să zici și ce nu ți-a plăcut, dar vrei să plec supărată? Păi da, stai puțin. Nu știu eu în fața ta, nu-mi spui mie. Clienților îl așezăm imediat. 14%. Tipologia de client s-a plăcut? Cum tratezi obiecțiile? Cu întrebări, mă. Zic. Puterea întrebărilor. Ai văzut-o? 90, 60, 90, la costum roșu, ochi alunecă și nimeni zburdalnică. Nu mă lasă niciodată. A, să vă zic, apropo, țineți vorba. Să vă zic, apropo, o poantă tare cu puterea întrebărilor și cu tehnica ecoului și mă întorc să întreb sat. Descripționată, știți asta, da? Și vin așa cu aplomb și deschid ușa la un ceva și mă urc. Și eu, de obicei, mă așez în diagonală cu șoferul, știți? Adică mă așez așa în diagonală cu șoferul și acum șoferul, nu mă pricep la mașini, mă urc în ceva care are uși care se deschide, adică cam asta e tot ce știu eu despre mașini, da? Și m-am urcat și șoferul se întoarce așa către mine și zice, haideți, doamnă, dar cum vă urcați în mașina mea, că eu aștept pe nevastă mea? Și eu, tehnica ecoului. Haideți, domne, dar nu vedeți că sunt blondă și că abar n-am ce fac pe lumea asta? Cum credeți că m-am urcat în mașina dumneavoastră? Așa, dintr-o dată. În loc să vă pare bine că se urcă femeile în mașina dumneavoastră, mai țipați și la mine. Să poate așa ceva. Ideea e că orice ți se întâmplă, dacă ai tehnica ecoului, toată puterea este, și întrebarea, bineînțeles, tehnica ecoului și întrebarea, toată puterea este, eu i-am dat cuvintele înapoi, după care i-am pus și întrebare. Și el s-a blocat, deci pur și simplu s-a blocat. Și, a? Ziceți. Nu există. Nu există. Deci, ei cred că sunt experți în vânzări, dar nu. Și da, exact. Na, mersi frumos că ai venit să întrebi. Na, ce ți-a plăcut? Puterea întrebărilor. Pe cine aveți puterea să întrebați lucruri? Și pe cine nu aveți puterea să întrebați lucruri? Ce mă plăcut? Da, păi fără asta muncim degeaba. Da, ce v-a plăcut? Cele patru tipologii. Și tu ce tipologie ești? Intuitiv, așa. 40? Ești 40%. De ce? Pentru că primul cuvânt pe care l-ai spus a fost cu siguranță. Da. Ce? Na, nu-i fain? Da. Mai am un pic. Ce v-a plăcut cel mai mult? Da. Da. Da, și? Ce v-a plăcut? Da, da. O bună de ceva? Am înțeles. Ce ți-a plăcut? Trei care l-a jucat tipologiile și întrebările? Tot așa?
Tot ai mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru această frumos. Ce vă rog? Nu-i faină? Da. Dacă vă mai are și paia de luarea anului. Dacă mai fac. Sunteți fără limită. Îți place foarte mult. Ok. Ești de mult în domeniul ăsta? De ceva vreme. De ceva vreme asta, ca să nu spui câți ani? Îmi fost de ceva vreme, de aripat acum vreau să încep să lucrez. Urmează să încep să lucrez. Okay. Da. Și ce cursuri ai făcut pentru asta? NLP. NLP ai făcut? Mhm. Și câte tehnici de NLP ai văzut la mine? Oh. Ai văzut? Da, am văzut. Ok. Ce se întâmplă deja anapoda pentru Ana? Ce se întâmplă deja anapoda? Acceptă ca numai eu? Ok. Acceptă ca numai eu să pun întrebările. Acum Ana, fă diferit. Ok? Noi ne continuăm conversația, da? Și tu te studiezi să faci diferit. La pun întrebări eu? Nu știu, faci diferit. Nu știu, probabil că trebuie să faci diferit. Ok, știu. Ok, ideea este în felul următor. Dacă ar fi să cumperi, da? În ce tipologie ai intra? Eu m-am recunoscut în prima. Ce faci, mă, n-ai zis să pui întrebări? Deja să mă pun întrebări. Păi când? Deci dacă ar fi să cumperi, în ce tipologie te-ai gândit că ești? În care m-ați observat. Păi nu așa. Întrebarea pe tehnica ecoului. Deci încă o dată. Deci fii atent. Fiți atenți aici. Șoptiți-mi. Dacă ar fi să cumperi, în ce tipologie ai zice că ești tu? Și acum tu ce zici? Așa, bravo. Bun. Care este diferența? De ce trebuie să-mi dea cuvintele înapoi? De ce trebuie să-mi dea cuvintele înapoi? Pentru că dacă vine întrebarea cu cuvintele ei, dacă vine întrebarea formulată exact așa cum formulează ea, se întâmplă în următor. Ziduri rezistenței psihologice la mine cade la zero, dar cuvintele ei alunecă pe creierul meu ca grăsimea pe teflon. Înțelegeți? Deci zidul rezistenței psihologice cade la zero, dar cuvintele tale alunecă pe conștiința mea sau pe gândirea mea, cum vrei să spui, ca grăsimea pe teflon. Tu ai viață pentru așa ceva? Ok. Și atunci, vânzarea, cum o faci? Ca tine sau ca mine? Eu fac vânzarea ca mine. De ce? Pentru că ții la tine sau la mine? Deci, răspunde la ce zic eu. Vânzarea o faci ca tine sau ca mine? Zic, vânzarea o fac ca... Răspunde și tu cu cuvintele. Vânzarea o fac ca tine. Și acum te întreb, pentru că ții la tine sau la mine? Și tu spui, vânzarea o fac... Ca tine pentru că ții la mine. Exact. Și în momentul în care te înveți să vorbești așa, ce se întâmplă automat? Toate interacțiunile și într-un fel sau altul îți câștigă timp de viață. Ok? Bun. Și acum, continuăm. Încă un pic. Da? Ok. Care este cel mai important aspect în vânzări? Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere, cel mai important aspect în vânzări este... Zi! Care este cel mai important aspect în vânzări din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, cel mai important aspect în vânzări este comunicarea. Comunicarea. Relaționarea. Ok. Bun. Și acum, știi ce a făcut mintea mea când tu mi-ai dat atâtea cuvinte înapoi? M-am blocat. Nu, ce a făcut mintea mea, nu mintea ta. Ce a făcut? Yay, cineva mă înțelege! I'm so happy! În sfârșit cineva vorbește cu mine atât de mișto și mă face să mă simt atât de bine. Deci, care e concluzia? Deci, important să repetăm cuvintele celuilalt. De ce? Da. Pentru că acela se simtă conectat cu noi. Și happy în interior. Da. Și atunci vânzarea este făcută direct din modul de comunicare. Ți-e clar? Da. Ok. Sunt în felul următor. Oameni care sunt foarte buni cunoscători, care au foarte multă experiență, care au foarte multe reușite, care au o grămadă de chestii bune în viața lor și care în fiecare secundă a vieții lor
spun că ceea ce au, ceea ce au realizat, ceea ce este parte din experiența lor trăită, este ceva foarte... cum? Nemulțumitor. Nemulțumitor. Și sunt oameni care au alte criterii. Și asta, ca să vă arăt, o să vă spun o povestioare. Anthony Robbins povestește că la unul dintre workshop-urile lui era aranjată o discuție, aranjată în sensul că se spusese, John, o să vorbim despre tine, da? În care se zică, uite, vi-l prezint pe prietenul meu John. John are o firmă de succes, are o soție cu care se înțelege bine, are doi copii reușiți. După cum vedeți, este sănătos, chiar dacă are o vârstă, merge la sală și arată foarte bine. Și zice, John, vino aici lângă mine și spune, nu-i așa? Adică așa stau lucrurile, te rog. Și John vine și ia microfonul de la Anthony Robbins și zice, ba pe naiba, business-ul îmi dă bătăi de cap de dimineață până seara și merge bine, numai pentru că sunt acolo, pentru că altfel cine știe unde s-ar duce, de râpă. Nevastă mea e o femeie extraordinară, dar ne certăm de numai. Copiii fac numai ce vor ei și da, sunt ok, dar ar putea să fie mai bine. Și într-adevăr sunt sănătos, dar tu știi că mă duc în fiecare săptămână la sală de 3 ori ca să scap de astea 14% procente de grăsime pe care le mai am? Și în această chestie, cineva, cum ați fi dumneavoastră, ridică mâna și zice, pot să zic și eu ceva? Asta nu era aranjat. Și zice, da, poftiți. Și omul vine pe scenă și zice, domnule, eu sunt mai în vârstă decât John, dar vreau să vă zic că pentru mine lucrurile sunt mult mai simple. De fiecare dată când mă trezesc de dimineață și constat că sunt deasupra pământului, it's gonna be a great day! Acum, ce vreau să vă zic? Fiecare copil se naște cu semințe de înțelept înăuntru. Creierul este programabil, nu programat. Trebuie să luăm și să ne uităm după semințele de înțelept din copiii noștri și tot ce avem de făcut este să le semănăm și să le creștem. Astfel încât copilul, la 20 de ani, 22 de ani, când se fac toate conexiunile finale în cortexul prefrontal, să fie înăuntru o frumusețe de copac înflorit sau de arbust înflorit cu multe flori de înțelept. Și mare așa, în interiorul corpului, tot mare, știți? Noi ce facem? Habar n-avem că trebuie să ne uităm după semințele de înțelept. Habar n-avem că ăsta e rolul nostru și punem mâna repede pe semințele de critic pe care ni le-a dat și nouă mama și tata, societatea și mai știu eu cine și le băgăm repede înăuntru copilului ca să crească semințe, din semințele alea de critic perfecționistul, nemulțumitul, atotcunoscătorul, mai știu eu ce. Și la 20 de ani vin la mine oameni care au înăuntru semințele de critic crescute. Știți cum sunt semințele de critic înăuntru oamenilor? Scaun tufiș de mărăcini și de spin. Și orice face omul ăla în viață, cum se apleacă un pic, cum se întinde un pic, cum se liniștește un pic, doare. Și printre semințele alea, printre crăcărișul ăla de spin și de țepi, mai iese așa cât o floricică. Mai e vreo realizare. Sau mai iese așa cât o iermică. Și eu de dimineață până seara repar la boscheți de ăștia de critic. Vorbesc serios. Nu mai râdeți, mă, că așa e. Că așa am fi. E de trist. Deci părinții le pun boschete de țepi și de chestii nașpa înăuntru și oricum stau, le îi doare. Și din când în când mai e câte unul mai neinspirat, așa, care îi mai bagă și eu un butoi de varză stricată. Ia de aici de la mama, că și mie mama tot ăsta mi-a dat de varză stricată. Și cum deschide omul gura, miroase varză stricată. Îl pui în cea mai frumoasă relație, miroase varză stricată. Îl pui pe un munte de aur, miroase varză stricată. Îl pui în cel mai frumos răsărit sau apus de soare, pute. Vorbesc serios. Și ce vă spun eu este în felul următor. Habar n-am. Dar dacă sunteți într-una dintre situațiile astea, așa adulți cum sunteți, puneți mâna și lucrați cu cineva, că în 4 luni, 6 luni, 8 luni, se rezolvă. Ce este 4 luni, 6 luni, 8 luni față de o viață întreagă de spin și mărăcini? Este ceea ce putem face la maturitate. Am intrat în viață cu o grămadă de mărăcini. Mi-am ținut după mine până la 45 de ani. La 45 de ani am făcut ordine pentru că am învățat de la cineva cum se face ordine și am lucrat cu cineva cu care am făcut ordine. Că dacă puteam să o fac singură, o făceam până la 45 de ani.
Și viața mea s-a transformat complet. Nu mi-a spus nimeni, du-te și bagă-te în patru firme și condule. Este ceea ce vreau eu să fac pentru mine. Nu mi-a spus nimeni, fă-te antreprenor. Este ceea ce vreau eu să fac pentru mine. Fiecare secundă din viața mea, oricât de complicată este, oricât de neplăcută, oricât de obositoare, eu zic, ce zi grea am avut, ce mișto zi a fost. Și asta vă doresc și vouă.